Stimați colegi, bună dimineața! Stimați deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Rog secretariatul să anunțe prezența deputaților în sală. Stimată doamnă președintă a Parlamentului, stimată doamnă prim-ministru, stimați deputați, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Șor Ilan, Munteanu Igor deplasare, Spătaru Arina deplasare, Bătrâncea Vlad concediu medical, Botner Constantin, Ceban Ion, Perciundan și Catarănciuc Serghei. Mulțumesc, stimați colegi, stimați deputați. Vreau să vă informez că ieri biroul permanent s-a întrunit în ședința sa, însă a fost în imposibilitate de a adopta o decizie privind convocarea ședinței Parlamentului. De fapt, a fost paritate, 6-6. Totodată, în adresa mea, privind a fost înaintată o cerere din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor cu privire la convocarea ședinței Parlamentului la data de 12 noiembrie 2019, începând cu ora 10. Despre convocarea ședinței am anunțat și eu, prin intermediul secretariatului, toți deputații și Guvernul Republicii Moldova. La ordine de zi, colegii mei au propus o singură întrebare, examinarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, înregistrată cu numărul 256 din 8 noiembrie. În acest context, stimați colegi, pentru acuratețe, am consultat și direcția juridică. De ce eu sunt nevoită în această situație, probabil că nu s-a mai întâmplat în Parlamentul Republicii Moldova, să supun votului convocarea ședinței pentru ziua de astăzi, de fapt noi ne-am convocat, dar pentru acuratețe supun votului convocarea ședinței pentru ziua de astăzi, începând cu ora 10. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, chiar și a cei care n-au votat, tot una sunt prezenți în sală. De ce considerăm că ședința este convocată? De ce, stimați colegi, în mod reglementar, pentru a începe ședința, rog să onorăm drapelul. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră ordine de zi a ședinței plenare a de astăzi. Pentru ordine de zi avem un singur subiect, este examinarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova, înregistrată sub numărul 256 din 8 noiembrie 2019. Cine este pentru a fi aprobată ordine de zi, rog să votați. Majoritatea deputaților prezenți. Mulțumesc! Pentru a desfășura ședința de astăzi și a trece la dezbaterea moțiunii de cenzură, eu cred că noi trebuie să aprobăm un regulament după care să ne conducem pe parcursul ședinței de astăzi. Altfel, nu știu, poate fi niște lucruri imprevizibile, noi trebuie să o facem cum o facem de obicei, în examinarea unor asemenea chestiuni. Eu aș propune următoarea modalitate, stimați colegi, deputați, și am să vă rog să acceptați. Eu cred că inițial noi trebuie să-i oferim cuvântul doamnei prim-ministru, doamna Maia Sandu, pentru a prezenta respectiv raportul guvernului, opinia guvernului. Și eu v-aș ruga să susținem, să-i oferim doamnei prim-ministru până la o oră, dacă vă încadrați în acest timp, doamna prim-ministru. E bine. Pe urmă, întrebări-răspunsuri. Ca să nu mergem la infinit la întrebări și răspunsuri, eu vă propun întrebări-răspunsuri, de asemenea, până la o oră. O oră de vreme, întrebări-răspunsuri, după finalizarea raportului doamnei prim-ministru. După aceea, cu respectarea ordinii, la fiecare pe rând, la fiecare fracțiune, o să ofer pe rând întrebări și răspunsuri. De acord? Eu am respectat tot timpul lucrul acesta.
la fiecare fracțiune pe rând. Eu nu pot să ofer doar la o fracțiune. Ulterior, stimați colegi, după cum se prevede, eu propun de la fiecare fracțiune, dacă vor fi doritori, câte o luare de cuvânt. Din partea, la fiecare fracțiune, câte o luare de cuvânt. Cine? Câte o luare de cuvânt de la fiecare fracțiune. Noi avem fracțiuni. Un singur deputat independent îl avem undeva pe aici din raionul Cahul. Restul deputați independenți nu avem. Stimați colegi, sau doi independenți avem. Dacă o să fie și din partea la celor independenți, celor doi, poftim. Stimați colegi, supun votului. Cine este pentru a... Câte unul... Eu... Stimați colegi, haideți să vedem. Stimați colegi, cred că fiecare fracțiune... În discursul la fiecare persoană care va vorbi din partea fracțiunii, este absolut suficient să vorbim din partea la fiecare fracțiune. Stimați colegi, în așa mod supun votului cine este pentru a fi aprobat acest regulament ulterior de procedură. Vă rog să votați. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, da, vă rog de procedură. Domnul Carp, vă rog. Doamnă președinte, conform regulamentului, fiecare deputat are dreptul la luare de cuvânt pe un anumit subiect. Deci poate fi, în cadrul aceiași fracțiuni, să existe diferite opțiuni asupra unei și aceiași probleme. Deci, vă rog, nu încălcați regulamentul pentru a îngrădi dreptul deputaților să se expună. Da, mulțumesc că v-am auzit. Noi, stimați colegi, am aprobat deja regulamentul pentru ședința de astăzi. Și asta este prevăzut de asemenea de regulament. Mulțumesc mult, doamnă prim-ministru, vă rog, la tribună centrală. Bună ziua, stimați aleși ai poporului. Vreau să vă adresez o întrebare simplă, la care să vă răspundeți sincer, dacă doriți, în următoarele minute. De ce vă aflați aici? De ce sunteți deputați în Parlamentul Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia dumneavoastră de astăzi. Și sper că măcar unii dintre dumneavoastră să conștientizeze responsabilitatea pe care o poartă în fața cetățenilor. Nu în fața mea, nu în fața guvernului, în fața cetățenilor. Iar cetățenii așteaptă două lucruri de la noi. Să trăiască mai bine și să le se facă dreptate. Anume, pe aceste două dimensiuni s-a mișcat cel mai mult guvernul în aceste 5 luni. Am planificat bani în buget pentru a ajuta oamenii nevoiași și am inițiat o reformă serioasă a justiției. Asta vreți să opriți dumneavoastră astăzi? Pentru asta v-au ales oamenii în Parlament. În Parlament zilele astea se întâmplă cu o rapiditate uimitoare lucruri bizare. Mai întâi, Partidul Democrat, aflat în opoziție, nu mai vrea să dea jos guvernul și își retrage moțiunea. Ulterior, Partidul Socialiștilor, care a votat pentru acest guvern, înaintează o moțiune de cenzură pentru a scăpa de actualul cabinet de miniștri. Deputații din Partidul Socialiștilor își construiesc moțiunea pe false acuzații despre înrăutățirea situației sociale și economice a țării și aruncă toate pietrele în guvern. De ce mințiți oamenii? Unde vedeți dumneavoastră înrăutățirea situației sociale și economice? Singura înrăutățire a situației economice este pentru cei cărora li s-au oprit schemele de corupție. Pentru oamenii cinstiți am gândit un buget al solidarității care să vină în ajutorul celor nevoiași.
Cetățenii nu s-au așteptat la miracole în 5 luni. Ei înțeleg și apreciază un guvern responsabil, format din miniștri cinstiți, care au venit în aceste funcții pentru a face viața mai bună oamenilor. După luni de muncă dezinteresată, încep să se vadă rezultatele. Și se pare că asta vă sperie. Ați fi preferat un guvern docil, orb la schemele ilegale, controlabil? Sau poate ați sperat că guvernul nu va reuși, știind foarte bine problemele grave moștenite și gaura de circa 4 miliarde de lei în buget? Vă sperie un guvern care acționează doar în interesul oamenilor și care a reușit nu doar să plătească la timp salariile și pensiile, ci să găsească bani pentru majorările prevăzute în bugetul pentru anul 2020. Știți de ce acest guvern are rezultate reale într-o perioadă atât de scurtă? Pentru că am muncit din prima zi și nu am pierdut timpul cu jocuri de culise și șmecherii. Ne-am apucat de lucru imediat și am îndeplinit în 2 luni toate angajamentele de finanțare externă pe care precedenții nu le-au îndeplinit în 3 ani. Am adus în țară asistență financiară în valoare de peste 2 miliarde de lei. În doar 5 luni, o să repet această cifră, peste 2 miliarde de lei. Acești bani au fost acordați de partenerii internaționali pentru cetățenii Moldovei, cu încredere că guvernul îi va administra corect și transparent. Datorită reformelor implementate de noi, Republica Moldova urma să primească în luna decembrie încă 600 de milioane de lei sub formă de sprijin bugetar de la Uniunea Europeană. Aș vrea să cred că niciun deputat căruia îi pasă de oameni nu ar ridica mâna pentru că acest ajutor extern să fie oprit. Vorbiți despre înrăutățirea situației sociale? Domnilor deputați, îngrijorați de situația socială. Poate nu știți, dar în ultimii 4 ani, peste 9.000 de persoane în vârstă înaintată din această țară primeau doar 215 lei pe lună. În timp ce reprezentanții statului în consiliile întreprinderilor de stat primeau milioane, nu mi-aduc aminte ca cineva dintre dumneavoastră să fi fost îngrijorat atunci. 215 lei pe lună, domnilor deputați. Bugetul Solidarității pentru anul 2020, buget pe care ar fi trebuit astăzi să-l discutăm dacă v-ar păsa cu adevărat de soarta oamenilor, prevede ajutor anume pentru cei mai nevoiași. Am crescut aceste plăți acordate celor care nu au stagiu suficient pentru a se califica la pensie mai mare, la 539 de lei, ceea ce în continuare este foarte puțin pentru o persoană, dar le promitem acestor oameni că plata respectivă va crește în 2021 mai mult. Bugetul Solidarității înseamnă creșterea salariilor bugetarilor cu 10% și corectarea legii salarizării pentru a oferi creșteri mai mari de 10%, unele până la 30%, pentru anumite categorii de angajați, învățători, educatori, asistenți de educatori, bucătari, lucrători sociali, bibliotecari, directori de instituții educaționale și pompieri. Bugetul Solidarității include creșterea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei pe lună și extinderea programului pentru că de acesta să beneficieze 200.000 de familii, o creștere de 30.000 de familii nevoiașe. Am inițiat un program nou, se numește Ajutor la Contor, un program de susținere a pensionarilor cu venituri mici pentru plata energiei electrice. Pensionarii care primesc mai puțin de 1.500 de lei pe lună vor primi lunar, pe durata întregului an, câte 50 de lei pentru plata energiei electrice. Planificăm să oferim acest ajutor la 400.000 de oameni. Da, domnilor deputați, sunt 400.000 de pensionari care au o pensie mai mică de 1.500 de lei pe lună astăzi. Bugetul Solidarității include creșterea sprijinului pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și participanții la acțiunile de luptă din Afganistan. Alocația va fi majorată de la 100 la 300 de lei pentru peste 26.000 de oameni. Toate inițiativele din bugetul Solidarității au fost gândite anume pentru a ajuta oamenii
care au cel mai mult nevoie de acest ajutor. Majorăm alocația pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii cu 40%. Extindem dreptul la alocații lunare de stat tuturor victimelor reabilitate ale represiunilor politice, cetățenii ai Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă sunt beneficiari de pensii sau alocații în sistemul național sau nu. Accelerăm recalcularea pensiilor tuturor persoanelor care au muncit după atingerea limitei de vârstă prin comprimarea perioadelor de recalculare de la 2027 la 2024. Și asta înseamnă că începând cu anul 2024, toate pensiile vor fi recalculate automat, anual. Mărim accesul la ajutorul social de stat cu un număr de 2400 de familii prin creșterea indicatorului de bunăstare. Am planificat în bugetul solidarității majorarea de 3 ori a indemnizațiilor unice pentru absolvenții medici și farmaciști de la 45.000 de lei la 120.000 de lei și pentru personalul medical și farmaceutic cu studii medii de la 36.000 de lei la 96.000 de lei care merg să lucreze în sate și orașe mici. Deja am mărit plățile pentru gărzile de noapte ale personalului medical și non-medical. Din 1 octombrie 2019, plățile au crescut de câteva ori în comparație cu cele existente și personalul care, potrivit programului de muncă, își desfășoară activitatea pe timp de noapte, beneficiază de plăți suplimentare fixe care ajung până la 1.000 de lei brut pentru o tură, conform specialității și unității în care activează angajatul. Astfel, avem angajați din sistemul medical care ne transmit mesaje de mulțumire după ce au primit luna aceasta salarii cu 3-4 mii de lei mai mari. Rugați-o pe doamna Nemerenco să vă vorbească despre aceste mesaje, să vi le arate și să înțelegeți cât de importante sunt ele pentru oameni. Am majorat indemnizația unică la nașterea copilului cu 1.608 lei, astfel ea constituind, începând cu 1 iulie, peste 7.000 de lei. Este în curs de elaborare un mecanism flexibil de înregistrare a prețurilor de producător la medicamente pentru a reîntoarce pe piața farmaceutică circa 3.000 de medicamente ale producătorilor europeni care au plecat din Republica Moldova în perioada 2016-2019, ceea ce a redus semnificativ accesul populației la medicamente calitative și a contribuit la creșterea cu circa 5% a cheltuielilor private pentru sănătate doar în 2 ani. Începând cu 1 decembrie 2019, extindem lista de medicamente compensate cu introducerea medicamentelor noi pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare, osteoporozei, diabetului zaharat, sclerozei multiple și pentru tratamentele efectuate în staționarul de zi. Am identificat suport financiar de la Agenția Internațională de Energie Atomică în sumă de 600.000 de euro și încă 500.000 de euro de la Ministerul Finanțelor pentru procurarea unui aparat linear pentru radioterapie, pentru pacienții oncologici, care va îmbunătăți calitatea serviciilor de tratament și va micșora considerabil rândurile de așteptare pentru pacienți. Am eliminat monopolul la prestarea serviciilor de dializă în ambulatoriu, reducând termenul de 25 de ani al parteneriatului public-privat și am eliminat exclusivitatea unui singur agent economic în contractarea serviciilor de dializă în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Știți foarte bine cine avea acest monopol și cine făcea bani nebuni din tragedia oamenilor. Am identificat și agreat surse financiare în sumă de 10 milioane de euro din partea Guvernului României pentru extinderea serviciilor de diagnostic medical pentru copii și populația din Nord și din Sud, pentru ca să procurăm echipamente moderne, 2 echipamente de rezonanță magnetică, 2 tomografe computerizate și 2 mamografe staționare pentru zonele de Nord și de Sud și un remene pentru copiii la Institutul Mamei și Copilului. Toate aceste probleme au început să fie rezolvate, rând pe rând, pentru că noi alocăm mai puțin timp pentru vorbe despre domeniul social și ne concentrăm pe modalități concrete de a ajuta oamenii nevoiași. Acest guvern a planificat îmbunătățiri în situația socială într-un timp record, inclusiv datorită unor importante surse de finanțare din exterior, Uniunea Europeană, Guvernul României, Banca Mondială și alții. De ce ați vrea să scăpați de noi?
De ce, domnilor deputați, ați intenționat să dați jos acest guvern? Credibil în fața donatorilor și onest în fața oamenilor. Vreți să opriți toate aceste proiecte? Vreți să opriți aceste lucruri care vin să îmbunătățească la modul practic, concret, viața cetățenilor? Spuneți că se înrăutățește situația economică. Domnilor deputați, nu e posibil să nu știți. Situația economică ajunsese la un nivel dezastruos, offshore-uri, scheme, furturi din bani publici, toate sărăceau bugetul și oamenii. În aceste 5 luni ne-am concentrat pe demonopolizarea sectoarelor economice, eliminarea practicilor neloiale pe piață, scoaterea de sub practici criminale a mediului de afaceri și oprirea schemelor. Am analizat privatizările problematice și cazurile de gestionare defectuoasă a patrimoniului statului la Metal Feros, Calea Ferată, Aeroportul Internațional Chișinău, Air Moldova, Arena Chișinău, gărele și stațiile auto, Tutun CTC, Mall Expo, Mall Telecom, Red Nord, Combinatul de Vinuri Cricova, Mileștii Mici, Aeroportul Mărculești, Poșta Moldovei, Fabrica de Sticlă. Este o listă lungă. Dosarele pe cazurile aeroportului Air Moldova, Arena Chișinău, gărele auto, Tutun CTC au fost expediate procurorilor. Am lucrat pentru a elimina monopolul la exportul de metale. Am dat o decizie chiar astăzi în acest sens, care a favorizat atâția ani compania Metal Feros. Am eliminat monopolul la exportul de nuci. Am găsit soluții pentru demonopolizarea pieței de cereale și exportul de cereale, în pofida faptului că cei de la Consiliul Concurenței se fac să nu vadă în continuare toate aceste monopoluri. Aceste acțiuni au menirea de a liberaliza și de a sprijini producătorii și exportatorii de bună credință din Republica Moldova. În sectorul energetic, am accelerat construcția gazoductului Iași-Chișinău, astfel încât Moldova să poată beneficia de gaze din România începând cu anul 2020. Totodată, am obținut 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România pe linia Vulcănești-Chișinău. În aceste 5 luni au fost relansate toate proiectele investiționale cu suport financiar de la Banca Mondială, BERD, BI, UE și alți parteneri de dezvoltare în domeniul securității energetice, infrastructurii rutiere, agricultură, dezvoltare regională, educație, sănătate, justiție, proiecte care au fost blocate timp de ani de zile. Am negociat mărirea cotelor de export la produsele agroalimentare către Uniunea Europeană fără taxe vamale. În urma negocierilor, am reușit să dublăm cota la struguri de la 10.000 de tone la 20.000 de tone. Am majorat cu 50% cota la prune și am obținut o cotă de 1.000 de tone la cireșe. Noile cote vor intra în vigoare după ratificarea de către UE în anul 2020. Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, am extins programul de sprijin a femeilor în afaceri, dar și alte programe de sprijin pentru antreprenori. Pregătim cadrul normativ pentru reglementarea activității de antreprenor individual, care va înlocui sistemul învechit de patente. Am lansat discutarea reglementării activității de finanțare colectivă, ce poate impulsiona dezvoltarea și finanțarea afacerilor mici. În aceste 5 luni am pornit discuții pe mai multe domenii cheie, ce pot aduce beneficii oamenilor. Pregătim planul investițional pentru deschiderea unui nou aeroport regional în Moldova pentru zborurile low cost. Discutăm reducerea tarifelor de roaming cu România și multe altele. În energetică, transport, construcții, facem radiografia situației din sector. Eliminăm barierele impuse artificial. Găsim soluții pentru deschiderea accesului pe piață pentru operatorii de bună credință. Îmbunătățirea calității serviciilor și reglementarea acestora în interes public. Ne-am apucat să facem regulă. Oamenii de afaceri se simt liberi și știu că nimeni nu va veni să le preia afacerea. Investitorii străini ne vizitează tot mai des, dar așteaptă să vadă dacă reformele în justiție sunt doar lozinci frumoase sau dacă totuși vor deveni realitate. Organizațiile internaționale și-au revizuit deja prognozele de creștere economică pentru anul acesta în vederea creșterii acestor prognoze. Vi se pare puțin, domnilor deputați? Poate pentru dumneavoastră aceste lucruri nu înseamnă mult. Pentru noi însă, acestea sunt sute de mii de familii
și de oameni care vor trăi mai bine. Pentru noi sunt dovezi ale faptului că, guvernul acesta luptă cu schemele care sărăcesc bugetul și asigură oportunități de dezvoltare pentru antreprenori. În 2020 urmează a fi lansate proiecte în valoare de 838 de milioane de euro în toate domeniile. Vă ofer doar câteva detalii. 300 de milioane de euro pentru două spitale noi regionale, unul la Bălți și altul la Cahul. 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea și sortarea deșeurilor solide pe întreg teritoriul țării. 80 de milioane de euro pentru proiecte de eficiență energetică și multe altele. Acest guvern și-a propus să facă regulă atunci când și-a început mandatul în administrația publică, în întreprinderile de stat, în achiziții publice, pe piața medicamentelor și produselor petroliere, la vamă și la fisc, în agențiile de reglementare. În 5 luni de zile am reușit să obținem niște rezultate. Am închis niște robinete la vamă, pe unde se scurgeau banii și alte resurse în buzunare și pe conturi private. Am oprit scheme de stoarcere de bani din MOL Telecom, Calea Ferată, ANSA și întreprinderi de stat. Am oprit achiziții frauduloase de medicamente și echipamente medicale. Am promis să facem ordine și asta facem. Documentăm zilnic abuzuri, nereguli, încălcări de legi și scheme criminale. Sunt sute de sesizări trimise la procuratură de colegii mei de la ministere, agenții și corpul de control al prim-ministrului. Dar numai cu documentarea nu ajungem departe. Avem nevoie de justiție. Avem nevoie de o procuratură eficientă ca funcționarii corupți să fie arestați și închiși. Nu să ne chinuim noi să inventăm metode prin care să-i demitem, să-i suspendăm sau să-i ținem departe de banul și proprietatea publică. De aceea, reforma justiției este piatra de temelie a programului guvernului acum. Viziunea blocului acum este cunoscută. Noi ne dorim o justiție adevărată. Noi ne dorim procurori eficienți și judecători care iau decizii în numele legii. Noi ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare. E simplu, asta își dorește întreaga societate, inclusiv alegătorii PSRM. Da, domnilor deputați socialiști, cei care v-au ales pe dumneavoastră își doresc și ei o viață mai bună, o justiție adevărată, un guvern și un parlament eficiente. Credeți că cei care v-au ales să-i reprezentați în parlament vor ca voi să faceți alianță cu PD-ul ca să dați jos acest guvern? Sau poate credeți că ei nu vor dreptate? Vor și ei, ca toți cetățenii, un procuror onest care să-i judece egal pe toți. Oamenii sunt obosiți și de alegeri peste alegeri și de haos. De ce vreți, domnilor deputați, să trădați proprii alegători? Noi, cei din blocul acum, am promis tuturor cetățenilor dreptate. Noi nu ne temem de justiția adevărată. În 5 luni, în Parlament, ați văzut cine suntem. Nu avem palate, nu avem proprietăți de milioane, nu avem automobile de lux. Noi ne-am angajat să oferim oamenilor o justiție adevărată. Întrebarea mea către celelalte fracțiuni este: care este viziunea dumneavoastră asupra justiției? Justiția acaparată înseamnă protecție pentru hoți și nedreptate pentru oameni. Înseamnă procurori care atacă oponenții politici și criticii partidului la comandă. Justiția inventa dosare pe primari și deputați ca să-i convingă să adere la anumite partide și a anulat alegeri câștigate democratic de opoziție. O astfel de injustiție a cunoscut poporul nostru prea multă vreme. Anume, contra acestei nedreptăți instituționalizate am protestat alături de cetățeni. A protestat blocul acum și, o scurtă perioadă, a protestat și Partidul Socialiștilor. Justiția lui Plahotniuc a mai avut o practică eficientă. Suspendarea președintelui Republicii Moldova pe 5 minute pentru a promova proiectele pe care acesta refuza să le promulge. Nu țin minte de câte ori a fost Igor Dodon suspendat pentru 5 minute. De 5 sau de 6 ori. Domnule Bolea, poate dumneavoastră mă ajutați. Nu țineți minte nici dumneavoastră. De multe ori.
Și oamenii nu înțeleg de ce președintele Dodon a fost atât de tăcut în trecut și este atât de vorbăreț acum. Președintele Dodon, în 3 luni, a criticat acest guvern mai mult decât a criticat guvernul PD în 3 ani. De ce tăcea atunci când era suspendat pentru 5 minute? De ce nu se putea proteja de injustiția lui Plahotniuc nici pe sine, nici pe colegii săi socialiști? Justiția controlată de Plahotniuc a intoxicat toată țara. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră cunosc foarte bine această armă și au trăit în frica ei înșiși mult timp. O astfel de stare de lucruri nu poate fi continuată. Justiția trebuie să devină liberă, așa încât toți oamenii din această țară să poată fi liberi. Asta își doresc cetățenii. În ultima vreme am ajuns să înțeleg că viziunea alegătorilor socialiști și ai unor deputați PSRM diferă de viziunile președintelui Dodon. În iunie, Dodon se temea de justiția lui Plahotniuc. Se temea de înregistrările pe care acesta le-a scurs în presă, de amenințările cu dosare penale, pe trădare de patrie și acte de corupție. Vedeam asta. Dar în consultări și în public, viziunea domnului Dodon era foarte civilizată și corectă. El spunea că el, ca noi, dorește o justiție independentă și curățată de corupție. El spunea acest lucru inclusiv alegătorilor socialiști, pe care îi vedem că iarăși îi trădează. Îi trădează, da, pentru că în loc să lupte pentru o justiție adevărată, el ar vrea să o vadă din nou sub control. Ați picat prea multe teste ca să vă mai pot crede pe cuvânt, ca să vă mai poată crede alegătorii voștri care își doresc dreptate. Ați picat testul Curții Constituționale atunci când președintele acestei curți a fost ales un membru al Partidului Socialiștilor. Ați picat testele comisiilor independente atunci când reprezentanții voștri au oferit note în mod orchestrat, favorizând un anumit candidat. La organizarea concursului pentru funcția de procuror general, ați picat testul final, când ați manipulat rezultatele concursului și ați reușit să strecurați în lista finală candidați confortabili și lipsiți de integritate. Ați picat testul atunci când ați început să oferiți garanții și să adunați în jurul vostru oameni corupți din justiție. Ați picat testul atunci când ați început să căutați scenarii alternative acestui guvern, când ați înțeles că noi chiar facem pași concreți și hotărâți în direcția unei justiții adevărate. De aceea, vă întreb încă o dată, stimați deputați socialiști, care este viziunea dumneavoastră asupra justiției de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova? O justiție independentă și corectă sau o justiție cu telecomandă? O justiție care se curăță de corupți sau o justiție în care corupții au protecție politică în continuare? O justiție în care hoții stau la închisoare sau o justiție în care hoții de miliarde rămân nepedepsiți? Cred că azi veți răspunde la aceste întrebări cu votul dumneavoastră, cu fapta. Dar ceea ce e important pentru mine și colegii mei nu sunt declarațiile publice, ci acțiunile voastre. Pentru că declarațiile sunt frumoase, dar acțiunile reale sunt asemenea acestei moțiuni de cenzură. O moțiune de cenzură apărută din frica de procuror general independent. O moțiune de cenzură apărută de frica de un guvern care livrează rezultate. Domnilor deputați, poate e timpul să luați decizii pornind de la interesul celor care v-au votat. Astăzi sunteți liberi. Nimeni nu stă cu dosare deasupra voastră, cu amenințări, cu șantaj. Voi vă decideți viitorul. Dar votul de azi nu e numai despre voi. Votul de azi este despre cetățenii Republicii Moldova și despre viitorul lor. Votul de azi înseamnă un vot contra bugetului solidarității la care am lucrat în ultimele luni. Votul de azi înseamnă un vot contra suportului bugetar al Uniunii Europene pe care îl primim în fiecare lună. Votul de azi înseamnă o lovitură asupra tuturor angajamentelor pe care acest guvern le are cu Ucraina, România și Bulgaria pentru a asigura țara cu gaze naturale. Credeți că Igor Dodon poate rezolva probleme ce țin de energetică și aprovizionarea cu gaze naturale la Kiev? Credeți că un guvern minoritar votat de socialiști va obține sprijinul României pe proiecte sociale și de infrastructură? Credeți că Uniunea Europeană va aplauda
Votul vostru de azi în Parlament, gândiți-vă la cetățeni, domnilor deputați. Gândiți-vă și la alegătorii voștri care nu pentru asta v-au votat. Veți da lor socoteală pentru votul de astăzi. Sunt convinsă că există deputați cărora le este frică de un guvern ce vine în ajutorul oamenilor nevoiași și promite o justiție adevărată. Oare chiar majorității deputaților le este frică? E o mare responsabilitate acest vot. Sper să aveți puteri să o duceți până la sfârșitul carierei voastre politice și să puteți privi în ochi oamenii care așteaptă de la voi o viață mai bună, nu alegeri anticipate sau guverne minoritare formate din frică, irresponsabilitate și interese personale. Numai bine! Mulțumim, doamnă prim-ministru. Deci, deputații vor decide ce urmează să facă. Stimați colegi, procedem la ora întrebărilor și răspunsurilor. Este 10:37 până la 11:37 întrebări. Bun, până la 11:40 întrebări răspunsuri. Așa cum am convenit conform regulamentului. Prima întrebare, domnul Vasile Bolea. Stimați colegi, vă rog, întrebarea 2 minute, răspunsul 2 minute. Eu am să mă țin de regulament, vă rog și dumneavoastră să vă țineți de regulamentul Parlamentului. Vă rog, domnul Bolea. Da, mulțumesc, doamnă președinte a Parlamentului. O încercare așa din partea dumneavoastră stălcită de a mă aborda pe mine, am să încerc să vă abordez pe dumneavoastră. În primul rând, în ce ține de moțiunea de astăzi, este o moțiune de cenzură pe asumarea răspunderii guvernului, pe proiectul legii procuraturii. Toate cele ce a spus în domeniul social și așa mai departe, nimeni nu le-a refuzat și de fiecare dată au fost susținute de către Partidul Socialiștilor prin vot. Asta ca o remarcă. Acum întrebarea. Guvernul și-a asumat răspunderea proiectului legii procuraturii. Și ați declarat într-o sau mai multe luări de cuvânt la televiziune că nu aveți timp nici măcar pentru o zi. Nu ați consultat colegii de coaliție, cea mai mare fracțiune din Parlament, fracțiunea socialiștilor. Nu ați consultat deputații din blocul acum, că practic nimeni din ei nu au cunoscut despre această asumare de răspundere. Nici măcar din miniștri din guvernul condus de dumneavoastră nu au cunoscut despre faptul că urmează să-și asume responsabilitatea față de un proiect de lege. Ați declarat într-o emisiune TV că nici societatea civilă care v-a susținut masiv nu poate să participe sau să aducă o plus valoare și să participe la aceste concursuri, care tot dumneavoastră le-ați organizat. Spuneți, vă rog, prin această asumare de răspundere dumneavoastră ați încercat prin contrabandă să introduceți un proiect de lege cu mari probleme referitor la constituționalitate. Nu considerați că este un derapaj antidemocratic din partea dumneavoastră personal? Da, vă rog răspunsul, doamnă prim-ministru. În primul rând, se creează impresia că dumneavoastră, chiar dacă ați semnat textul moțiunii, nu l-ați citit. Pentru că în primele alineate, cu atât mai grav, pentru că în primele alineate ale textului moțiunii pe care l-ați depus dumneavoastră, se vorbește despre faptul că acest sau acțiunile și inacțiunile acestui guvern au condus la înrăutățirea situației sociale și economice și pericolele care rezultă de aici. De aceea, stimate deputat, eu am ținut să vă răspund punctual la acuzațiile pe care le-ați formulat în textul moțiunii. Și dacă vreți, pot să vă citesc aceste aliniate. Da, eu cred că dumneavoastră aveți acces la textul moțiunii și o să regăsiți acuzațiile care vin pe partea de degradarea în acceptul dumneavoastră a situației sociale și economice. Eu am ținut să vă prezint aceste argumente care combat acuzațiile pe care le aduceți dumneavoastră. În al doilea rând, pe subiectul dacă m-am consultat sau nu cu colegii mei de la blocul acum.
Eu am auzit că încercați să ne ascultați, să ne filați, să știți exact ce discutăm noi și că folosiți și oameni ai regimului precedent ca să fiți la curent. Noi suntem foarte transparenți, nu trebuie să cheltuiți bani publici sau alt fel de bani pentru ca să ne înregistrați. Noi putem să vă spunem deschis și transparent tot ceea ce facem. Nu avem nimic de ascuns. În raport cu acest proces de modificare a legii, în primul rând vreau să vă spun că atunci când spuneți că această lege pe care guvernul și-a angajat răspunderea, atunci când spuneți că este neconstituțională, eu vă întreb, dar cum se face că legea care are exact același mecanism aprobată inclusiv cu sprijinul dumneavoastră în septembrie este constituțională? Pentru că dumneavoastră sunteți jurist și înțelegeți exact că și legea aprobată în septembrie și legea asumată acum de guvern presupun exact același mecanism. Introduc un element de preselecție. Mai departe, lucrurile care sunt stabilite în Constituție, și anume că CSP-ul alege procurorul general și președintele numește la recomandare CSP-ului, aceste lucruri în Constituție sunt valabile în continuare. Și ele erau, dacă era o problemă, trebuia să ridicați această problemă în septembrie. Atunci legea era constituțională. Acum spuneți că nu este constituțională. Dar lucrurile sunt foarte clare. În prima opțiune, pentru care am optat împreună și am sperat că o să funcționeze, se făcea selectarea la Ministerul Justiției, preselectarea. Ministerul Justiției cu acea comisie urma să preselecteze candidații și să trimită la CSP. Acum s-a schimbat mecanismul, nu este Ministerul Justiției, este prim-ministru, dar aceeași formulă, trimite la CSP. Deci nu s-a schimbat nimic în materie de constituționalitate. De ce am intervenit cu această lege? O să vă spun. Pentru că eu personal mă simt responsabilă și dacă ajunge în funcția de procuror general un om cu probleme de integritate, un om care a comis abuzuri, un om care poate fi folosit de un politician sau altul, pentru că e șantajabil dacă a comis ilegalități și abuzuri, înseamnă că nu este om independent. Eu personal mă simt responsabilă. Și în situația în care a apărut lista cu 4 oameni și după aia informații publice despre faptul că unul dintre candidații care a ajuns în această listă este suspectat de implicare în decizii abuzive, atunci eu public, transparent, că eu așa fac lucrurile, am solicitat comisiei să examineze această informație și să-și revadă decizia, dacă e posibil, pornind de la faptul că există aceste suspiciuni în raport cu unul dintre aceste persoane. Colegul dumneavoastră, Igor Dodon, doamna a venit prim-ministru, imediat doamna prim-ministru. Doamna prim-ministru, vă rog să vă țineți de regulament. Regulamentul prevede 2 minute pentru răspuns la întrebare. Asta se referă și la colegii deputați și la cel care răspunde la întrebări. Vă rog, ședința este una prea importantă. Doamna președinte, aceasta este problema principală invocată în această moțiune și cred că merită timpul necesar pentru a fi explicată până la capăt, astfel încât oamenii să nu fie manipulați pe acest subiect. Da, mulțumesc, doamna prim-ministru. Domnul Bole, aveți o precizare? Da, vă rog. Da, o precizare referitor la acea pseudo-transparență despre care vorbiți. Deci, înainte ca un proiect de lege să vă asumați răspunderea asupra lui, este foarte transparent să procedeți la următorul proces. Să fie dezbătut acest proiect în societate pe larg, în mediul academic. Transparent acest proiect de lege să fie fost expediat la Comisia de la Veneția. Asta eu spun și toți percep în astfel transparența. Ceea ce ați făcut de fapt dumneavoastră, ați încercat netransparent și, cum am spus, prin contrabandă să introduceți, utilizând unele pârghii ale statului, acest proiect, iar după asta ați început să dați înapoi, spunând că haideți, poate noi să-l consultăm Comisia de la Veneția. Asta a fost, de fapt, o precizare. Mai departe. Aveți a doua întrebare? A doua întrebare, da. Ați vorbit despre șmecherii.
făcând aluzii că deputații șmecheresc. Ați vorbit despre miniștrii cinstiți și corecți. În aceeași ordine de idee ați aruncat pietre în Parlament, făcând aluzii la ideea că guvernul lucrează, iar Parlamentul nu lucrează. Referitor la trășeri și șmecherii de la guvern. Parlamentul în vara acestui an a constituit Comisia Specială de Anchetă pe Privatizări, Air Moldova, Tutun CTC, Aeroportul Internațional Chișinău, alte întreprinderi, și a întreprins măsuri în vederea readucerii acestor întreprinderi în gestionarea economică a statului, inclusiv vestitul aeroport internațional Chișinău. Iar dumneavoastră, împreună cu ministrul economiei Brânzan, prin ascuns vă întâlniți nu știu unde cu vestitul Nathan Rothschild, vorbiți despre aceea, adică cel puțin așa domnul Brânzan a relatat. Ați vorbit despre cu el despre faptul că aeroportul trebuie să nimerească în gestiunea nu știu cui, numai nu a statului. Da? Spuneți, vă rog, și povestiți-ne transparent, așa cum o dumneavoastră de fiecare dată o spuneți sau arătați publicului. Ce ați discutat în secret cu Nathan Rothschild împreună cu domnul ministru Brânzan? Și cui ați menit acest activ al statului? Să le luăm pe rând, pentru că folosiți cuvântul contrabandă și cred că aveți nevoie să consultați Dexul. Ba da, o să vă răspund la toate întrebările. Deci dacă dumneavoastră considerați că prevederea din Constituție care acordă guvernului dreptul să-și angajeze răspunderea este o prevedere, nedemocratică, atunci eu zic să optați aici, în Parlamentul Republicii Moldova, pentru eliminarea acestei prevederi din Constituție. Atât timp cât această prevedere este în Constituție, dumneavoastră nu puteți să calificați acțiunea guvernului ca una ilegală sau neconstituțională. Și eu zic să așteptăm decizia Curții Constituționale, dacă chiar vă interesează, ați putea să faceți o asemenea solicitare. Eu nu am zis că Parlamentul nu lucrează și multe dintre lucrurile pe care le-am făcut s-au datorat sprijinului Parlamentului. Dar cele 2 miliarde, peste 2 miliarde de lei pe care le-am adus noi în țară, dumneavoastră, fără acest guvern, nu ați fi reușit să aduceți niciun bănuț. Și pot să vă arăt graficul cu câți bani au intrat în ultimii ani în țară și pot să vă arăt și graficul câți bani o să intre în țară dacă o să aveți un guvern fără oameni în ei credibili. Pentru că dumneavoastră, atunci când ne acuzați de toate relele, atunci înseamnă că desconsiderați și părerea, imediat, și părerea instituțiilor internaționale. Acești bani nu vin de ochi frumoși. Acești bani, mulți, în aceste 5 luni de zile, au venit pentru că îi sunt apreciate reformele noastre. Pe aeroport. Acum veniți cu falsuri. Cu falsuri. Eu am avut întâlnire cu acest personaj după ce el a anunțat public că a făcut această tranzacție. Asta înseamnă că nu am avut nicio treabă cu această tranzacție. Eu am aflat de tranzacție din public. În momentul în care presa a raportat că această achiziție s-a întâmplat și da, acest lucru ne-a îngrijorat. Și dumneavoastră știți foarte bine că reîntoarcerea aeroportului Chișinău, dacă Zeci secunde, vă rog, finalizați. Reîntoarcerea aeroportului Chișinău și celelalte proprietăți abuziv îndepărtate de la stat se poate face doar prin decizia procurorului și mai ales a judecătorului. Și atât timp cât dumneavoastră o să sprijiniți judecători corupți, care trebuiau alungați din sistem, descurajați, să plece de bunăvoie până facem reforma, atât timp cât dumneavoastră o să tolerați asemenea judecători corupți, eu să dea decizii în favoarea asemenea oameni, nu în favoarea statului. De asta noi insistăm pe reforma justiției, ca să putem să aducem înapoi toate proprietățile statului. Eu nu pot eu să dau o decizie, știți că nu este legal. Trebuie procuratura să dovedească că aeroportul a fost concesionat în mod abuziv, ilegal,
și mai departe instanța de judecată să spună da și noi să putem să recuperăm toate aceste bunuri. Eu m-am întâlnit cu el după ce tranzacția a fost făcută și i-am spus exact aceleași lucruri. Este un obiect în litigiu, noi nu o să renunțăm niciodată, oricât de mult timp o să ne ia și oricât de mulți bani va trebui să cheltuim în instanțe, inclusiv internaționale, noi nu o să renunțăm la acest obiect. Bravo. Mulțumim, doamna prim-ministru. O precizare, domnul Bolea. O precizare pe aeroport. Dar ce așa vă enervați, doamnă prim-ministru? Pentru că spuneți falsuri. N-am spus eu, a spus-o domnul Brânzan. Nu este adevărat cinstit. Și aici iarăși manipulați. Și faptul că dumneavoastră v-ați întâlnit cu Rod și ați făcut un deal acolo pe ascuns, practic a spulberat eforturile Parlamentului de a readuce acest, și a Comisiei Speciale de Anchetă, de a readuce acest activ eforturile le spulberați dumneavoastră când nu vreți să faceți reforma justiției. Pentru că nu eu pot aduce aeroportul. Decizia judecătorului poate întoarce aeroportul înapoi la stat. Dumneavoastră știți acest lucru. Apoi permiteți întrebare și răspuns, sau nu permiteți perceze? Asta, stimați colegi, haideți să ne ținem de regulament. Întrebarea 2 minute, răspunsul 2 minute. Vă rog să vă țineți de regulament. Fiecare deputat are dreptul la o precizare. Precizarea nu presupune răspuns. Stimați colegi, mergem? Continuăm? Următoare, eu la fiecare fracțiune o să le ofer posibilitatea să acorde întrebări. Domnul Deacu, vă rog. Doamna prim-ministru, stimați colegi, sigur că discutarea moțiunii de cenzură asupra unui guvern este un eveniment neobișnuit pentru orice guvern, pentru orice fracțiune, pentru orice partid. Noi, la fel ca și toți participanții la acest dialog, avem și astăzi emoții. Noi am mai fost martori la mai multe evenimente de felul ăsta în istoria scurtă, din păcate, a Republicii Moldova. Dar acum avem un sentiment foarte confuz, vă spun cinstit. Mie îmi pare că chestia asta cu procurorul a fost un pretext pentru acest conflict. Și acest love story care s-a început acum câteva luni de zile, iată că se termină. Din punctul meu de vedere, problema procurorului general era foarte simplu de rezolvat. Dacă participanții coaliției se așezau la masă și găseau un compromis. Noi, din partea opoziției, nu avem nicio pretenție. Numiți-l pe cine doriți. Noi, pe procurorul ăsta interimar, chiar l-am votat. Să ducă, să facă regulă în stat. Noi, la fel ca și dumneavoastră, dorim ca această regulă să existe în Republica Moldova. Altceva eu am vrut să întreb, doamna prim-ministru. Odată cu depunerea moțiunii de cenzură, se fixează, dacă vreți, așa, nemai diplomatic, decesul coaliției sau terminarea dragostei între două grupuri politice. Asta noi am fixat-o vineri. De vineri până astăzi au trecut câteva zile. Toată lumea plină de emoții. Sunete de la Bruxelles, sunete de la București, sunete din partea ambasadorilor, sunete de la colegii dumneavoastră. Noi, eu ca niciodată, stimați colegi, 10 secunde. Finalizați, vă rog, întrebarea. Vă rog. Îmi pare că ne-ați spus ultimele 30 de secunde aici, ca să numere. Eu așa de frumos am început să meditez. Spuneți, vă rog. Noi am avut, într-adevăr, discuții și împărtășim multe discuții care le-am avut cu colegii dumneavoastră. Noi, la fracțiune, am așteptat dumneavoastră să ne spuneți cum vedeți mai departe activitatea guvernului? Fiindcă dacă s-a terminat o dragoste, trebuie să înceapă alta, fiindcă dumneavoastră aveți 26. Dumneavoastră sunteți în stare să vă îndrăgostiți în altcineva ca să conduceți acest guvern? Mulțumesc.
Stimați colegi, vă rog să vă calmați. Eu înțeleg, domnul Deacu, v-am veselit. Doamna prim-ministru, vă rog răspunsul. Stimate domnule deputat, noi avem o singură dragoste și se numește dragostea de popor. Și noi această dragoste nu o schimbăm pe nimic. Acest love story, așa cum l-ați numit dumneavoastră, s-a întâmplat pentru că a fost singura modalitate prin care noi am putut să scăpăm țara și inclusiv și pe dumneavoastră de o urgie. De asta s-a întâmplat. Acum mai departe lucrurile pot să se întâmple bine dacă toată lumea vrea ca justiția să fie independentă. Nu una care să fie răzbunătoare, nu una în care un partid politic o folosește împotriva altui partid politic ca să ia dividende sau pentru ca să le ia afaceri și așa mai departe. Dar o justiție cu adevărat independentă, ca și cetățenii să simtă că li se face dreptate și politicienii, cei care nu sunt cu musca pe căciulă, să poată să doarmă liniștit. Și mai ales oamenii de afaceri, să știe că au siguranță să se dezvolte în această țară, să investească în această țară. Dacă dumneavoastră credeți la fel, și eu știu că dumneavoastră știți că noi nu vrem să ne punem procurori care să-i folosim politic sau care să ne protejeze averi și așa mai departe. Dumneavoastră știți că noi avem cele mai bune intenții. Dumneavoastră știți că noi respectăm legea și oricât de greoi va fi procesul, noi o să avem răbdare și o să respectăm legea. Pentru că doar așa se poate construi un stat. Și noi cu toții avem nevoie de stat. Oamenii, ca să creadă din nou în Republica Moldova, au nevoie să știe că începem să construim un stat adevărat. Decizia vă aparține. Dacă împărtășiți dragostea pentru popor, atunci o să luați o decizie în favoarea justiției. Chiar dacă drumul de acum încolo o să fie poate mai anevoios decât a fost până acum. Domnul Deacu, aveți o precizare? Sau a doua întrebare? Dați microfonul. Domnul Deacu, vă rog. Eu am o singură întrebare mare. De ce nu ne-am întâlnit să discutăm, fiindcă după demisia guvernului sau după nedemisia guvernului, trebuie să existe o majoritate. Și majoritatea nu se formează numai, iată, prin replici foarte duioase. Eu înțeleg, discursul a fost excelent electoral. Eu îmi pun întrebarea. Noi avem nevoie de guvernare, nu numai procuror. Procurorul e o chestie foarte importantă. Dar o mie și una de probleme trebuie să le rezolve guvernul. De atâta ne-ați pus într-o situație foarte complicată, când noi n-am avut posibilitatea să discutăm, să vedem ce urmează mai departe. Mulțumesc. Doamna prim-ministru, vă rog răspuns. Da, două întrebări. Doamna, eu am încercat să spun toate lucrurile foarte clar despre ce am făcut și despre ce intenționăm să facem și despre faptul că noi cred că nu ne dorim să închidem iarăși ușile pentru Republica Moldova. Să știți că nu a fost ușor să le redeschidem, să repunem Republica Moldova pe agenda Uniunii Europene și nu doar a Uniunii Europene. Noi am reușit să redăm un pic de speranță pentru cetățeni și lucrurile pe care le-am făcut noi sunt lucruri corecte. Eu nu spun că acest guvern este unul ideal. Și nu spun că noi suntem perfecți. Eu doar spun că noi suntem oameni cinstiți, bine intenționați și avem și credibilitate. Și dacă astea sunt lucrurile pe care dumneavoastră le sprijiniți, atunci, evident, luați decizia corespunzătoare. Dacă credeți că Republica Moldova trebuie să se rostogolească în hău și în prăpastie, atunci vă asumați această răspundere și consecințele ei. Da, mulțumesc, doamnă prim-ministru. Următoarea întrebare din partea domnului Litvinenko. Domnul Gros. Domnul Gros. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu foarte mi-aș dori o doleanță către dumneavoastră ca să nu transformăm această sesiune într-un maraton în care, eu înțeleg, butoanele sunt la dumneavoastră și foarte simplu, închidem, deschidem microfonul. Asta ținând cont că eu vă port respectul și ne cunoaștem de foarte mult timp. Deci lăsăm lumea să vorbească, pentru că când mai avem noi timp să spunem la toată lumea ce credem noi, da, colegilor, ia ca să împărtășească dragostea unii și așa mai departe. Acum, doamnă prim-ministru, stimați colegi ai din guvern, eu vă felicit pentru realizările care le-ați prezentat aici. Într-adevăr, în 5 luni de zile s-au făcut lucruri foarte importante, necesare.
prin acest raport este practic desființată citirea de la domnul Bolea. Ați văzut că dumnealui chiar n-a putut să ne confirme că acolo ne atacă și pe dimensiunea economică, socială, economică din țară. Practic este desființat acest fals, lucru care trebuie să-l audă și susținătorii și votanții PSRM, pentru că votanții PSRM nu i-au trimis aici să răstoarne guverne, să facă alte combinații. Ei n-au putut să lipsă de obiceiurile vechi. Acum eu am să vorbesc despre viitor. Că am vorbit despre trecut, acum să vorbim un pic despre viitor. Noi suntem la sfârșitul anului. Ministerul Finanțelor a pregătit bugetul, proiectul bugetului, politica fiscală și ce bine ar fi dumneavoastră să mai rupiți vă foaie două, că eu să pun întrebarea între timp. Acum vorbim despre viitor. Proiectele acestea foarte importante, arhi-importante, sunt pe rol. Așteaptă raioanele, pentru că raioanele acolo tot ne întreabă când vin, când vine de la centru semnalul. Vreau să vă întreb cât de mult acest buget, proiect de buget pentru anul 2020, depinde de asistența externă și în ce proporție. Și după aia o să mai am o întrebare. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Grosu. Doamna prim-ministru, o secundă să intervin. De fapt, domnul Gros, și eu vă respect foarte mult, ca și pe fiecare din această sală, dar vreau să vă rog un lucru. Hai, respectul să-l manifestăm prin respectarea regulamentului. Și atunci ne respectăm unul pe altul. Doamna prim-ministru, vă rog. Eu să rog ministrul finanțelor să vă dea mai multe detalii și despre buget și despre modul în care acest buget poate fi realizat. Doamna ministrul finanțelor, doamna Gavriliță, vă rog, conectați microfonul, vă rog. Microfonul de la tribună, vă rog. Doamna Gavriliță, luați loc, noi vă vedem, așa să vă fie mai comod. Da, într-adevăr, Ministerul Finanțelor a elaborat bugetul pentru anul 2020, inclusiv cu programe care au fost menționate în discursul doamnei prim-ministru, pentru ca să realizăm creșterile de salarii și programele sociale pe care le-am agreat, de fapt, și cu membrii Partidului Socialiștilor. Avem nevoie de surse de finanțare pentru aceste cheltuieli. În bugetul pe anul 2020 sunt incluse surse de finanțare din partea Guvernului României, deci intenționăm să luăm un împrumut bilateral de 100 de milioane de euro pentru anul 2020. Sunt incluse surse de finanțare din partea Uniunii Europene, în special tranșa a treia pentru asistență macrofinanciară în volum de 30 de milioane de euro și deci un împrumut din partea Băncii Mondiale de 50 de milioane de euro și de asemenea disbursările sau sumele rămase din programul cu Fondul Monetar Internațional. Avem și planificat în buget disbursarea suportului bugetar, deci venituri din partea Uniunii Europene. Accesarea acestor fonduri evident că va depinde de agenda de reforme a guvernului și de rapiditatea cu care vor fi soluționate problemele care apar în procesul decizional. De aceea, o eventuală schimbare de guvern cu siguranță va presupune și modificarea acestui proiect. Da, domnul Grosu, dacă aveți o precizare. Vreau să mersi pentru răspuns, doamna ministru, și acum ați enumerat toate aceste surse de finanțare care sunt puse în buget. Acum, întrebarea este foarte simplă. În cazul în care pică guvernul, aceste surse mai sunt disponibile sau mai vin în bugetul Republicii Moldova sau nu? Așa, ca să audă toți cetățenii. Haideți că încea o să răspund eu. În primul rând, banii din partea României, și vorbim aici despre un credit de 200 de milioane de euro pe care noi vrem să-l luăm pentru următorii 2 ani de zile, cu siguranță nu vor veni dacă acest guvern pică, să fie foarte clar.
În al doilea rând, banii Uniunii Europene și celelalte resurse din partea finanțatorilor internaționali depind de reforme. Eu am zis mai devreme, noi am reușit să-i convingem pe finanțatorii externi că reformele pe care le facem noi sunt autentice, nu sunt foaie verde lobodă. Și reforma justiției, domnul Bolea, reforma justiției este cea mai importantă reformă pentru finanțare externă. Reforma justiției adevărată, nu una prin care vorbim despre constituționalitate, despre Comisia de la Veneția, de parcă dumneavoastră vă pasă mai mult de Comisia de la Veneția decât Uniunii Europene și finanțatorilor externi. Ei o să decidă dacă sunt suficient de bune legile noastre sau nu sunt. Dar reforma justiției adevărate, nu una prin care dumneavoastră stați la vorbă cu tot felul de judecători corupți și vedeți cum să creăm niște piedici ca să nu poată veni procurorul la CSM și să ceară ridicarea imunității unui judecător corupt sau altui și să îl tragă la răspundere. Deci astea nu sunt elemente de reforma justiției. Astea sunt lucruri care, din păcate, creează impresia că dumneavoastră nu vreți să facem reforma justiției. Pentru că dacă toată lumea își dorea această reformă la fel de mult cum ne dorim noi cei din blocul acum, până acum toți judecătorii și procurorii corupți ar fi fugit din sistem. Nici nu ar fi așteptat să venim noi cu legea care vine să evalueze pe extern. Deci ar fi plecat cât mai departe de aici. Dar ei n-au simțit asta. Ei au simțit dualitate, au simțit efort și intenția autentică pe de o parte și încercare pe de altă parte, nu zic neapărat personal dumneavoastră, dar din echipa președintelui cu siguranță. Și evident că dacă aceste lucruri se vor întâmpla, dacă reforma justiției nu va continua, atunci nu are cum să se întâmple această finanțare externă pentru anul viitor. Și va trebui să reduceți bugetul, să, nu știu, să strângeți curelele aici pe intern, pentru că cu cât mai puțin bani vin din afara țării, cu atât mai mare presiunea pe oamenii de afaceri în Republica Moldova. Pentru că oamenii de afaceri vor trebui să plătească impozite mai mari ca să putem să creștem indemnizațiile și salariile și alte plăți sociale. Da, mulțumesc, doamnă prim-ministru. Domnul Gros, aveți a doua întrebare. Nu aveți a doua întrebare. Următoarea întrebare, domnul Lipski. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul prim-ministru, dumneavoastră, în comentarea voastră ați vorbit despre scheme care au fost închise și au suferit doar acei care au fost implicați în scheme. Dar spuneți-mi, vă rog, transportatorii care deja de aproape o lună tot iese la proteste, ei tot erau implicați în scheme, că lor le s-a făcut rău. Care e problema? Ați spus că rău s-a făcut numai la cei implicați în scheme. Și de ce ignorați? De ce ignorați ca guvern acești oameni? Până la sfârșit, asta înseamnă că îi necăjiți, că îi pedinși și pedepsiți. Ei n-au fost implicați în scheme. Răspundeți, vă rog. Domnule deputat, noi ne-am întâlnit și am discutat cu transportatorii. Știți ce ne-au spus ei? Ei ne-au spus că Plahotniuc i-a amenințat și nu i-a lăsat să facă o solicitare de creștere a tarifelor în toată această perioadă. Asta ne-au spus ei și acum și ministrul economiei o să vedea mai multe detalii. Și acum, deci când era regimul Plahotniuc, toată lumea se temea să spună ceva, inclusiv oamenii de afaceri, inclusiv transportatorii, pentru că riscau foarte mult. Acum că am readus democrația și libertatea, eu mă bucur că oamenii se simt încrezuți, îndreptățiți să vorbească deschis despre problemele lor. Și da, acolo este o problemă adevărată. Eu înțeleg că ei au nevoie de resurse pentru ca să-și îmbunătățească calitatea mijloacelor de transport și așa mai departe. În același timp, eu știu că oamenii în Republica Moldova au venituri mici în continuare și nu își pot permite tarife mai mari. De aceea, și o să-l rog pe ministrul economiei să vorbească aici, noi le-am propus transportatorilor să analizăm metode prin care putem să ajutăm la reducerea costurilor pentru ei, astfel încât să nu fie necesară majorarea tarifelor. Dar mi se pare cinic din partea dumneavoastră să-mi aduceți această acuzație mie, după ce partidul pe care îl reprezentați a fost la putere și a știut că ia o problemă de costuri și nu ați încercat să le rezolvați dumneavoastră atunci. Le-ați rezolvat prin faptul că i-ați amenințat că dacă ieșiți, vă închidem business-urile. Asta ați făcut. O să rog pe domnul ministru să mă completeze. Haideți să vă răspundă și apoi... Da.
Domnul Lipski, vă rog o precizare, mi se pare că doamna prim-ministru nu prea a înțeles răspunsul și întrebarea nu prea a înțeles și încă un lucru, stimați colegi, vă rog să vă calmați. Vă rog foarte mult, domnul Lipski, vă rog. Eu am crezut că monitorizați situația. Eu spun de transportorii marfari care închid periodic drumurile, ies la proteste. Eu vorbesc de dânșii. Eu nu vorbesc de protestele cele care au fost atunci. Eu, cred că e bine să vorbim. Eu vorbesc de ziua de astăzi. Eu vorbesc de acei marfari care nu pot lucra, că nu sunt asigurați cu autorizația. Eu vă întreb asta. Care e problema? Domnule ministru, vă rog frumos să răspundeți. Da, vă rog, conectați microfonul domnului Brânzan. Da. Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, doamnă președinte a Parlamentului, domn deputat. Deci, problema autorizațiilor a apărut din prima zi de când am venit la guvern. Cele 15.000 de autorizații eliberate de către Federația Rusă au fost epuizate practic până în luna iunie. Și când am venit, am început să discutăm cu omologii noștri de la Ministerul Transportului Federației Ruse pentru a mări această, pentru a obține mai multe autorizații de transport. S-au făcut eforturi mari și din partea deputaților, în primul rând deputatul, domnul președinte Slusari, la fel președintele Republicii s-a implicat în această problemă și m-a rugat și pe mine să-l asist la Moscova, unde m-am întâlnit cu Ministerul Transportului Federației Ruse. În rezultat am obținut 1250 de autorizații. Totodată trebuie să constat faptul că aproximativ 1000 și ceva de autorizații se află în mâinile transportatorilor din Republica Moldova și nu sunt utilizate. ANTA a început să verifice cauza neutilizării și să emendeze pe cei care deci, au obținut aceste autorizații și nu le folosesc. Totodată ne-am întâlnit chiar săptămâna trecută cu reprezentanții Ministerului Transportului din Federația Rusă. Personal i-am întâmpinat, personal am discutat cu dânsii și am convins că în afară de cele 500 de autorizații care au fost deja eliberate și au venit săptămâna aceasta, să ne mai elibereze încă 1000 de autorizații și au căzut de acord, însă au telefonat la Moscova și lor s-a zis că uite, noi deja am eliberat 500, vă mai dăm acum 1000. Dar nu se primește chiar frumos, că i-am promis președintelui 500, mă vă dăm 1500. Deci este 1000 de autorizații suplimentare, le-am transferat pentru anul viitor. Deci anul viitor vom avea 16.000 în loc de 15.000 care avem acum. Însă problema nu e asta. Deci sunt două probleme aici. Cei care dumneavoastră vă referiți că acum blochează drumurile la Belz, ei nu reprezintă AITA. AITA este cel mai mare asociație de transportatori marfari. Ei n-au nimic de a face cu acești oameni care sunt acolo. Mai mult ca atât, săptămâna trecută personal, deci viceministru sau secretarul de stat pe transportul, s-a întâlnit cu reprezentanții lor și cu persoana care pune la cale toate aceste mișcări. Am stat 3 ore discuții și i-am convins că, de fapt, problema nu e la ministerul nostru și ei s-au ridicat și că atunci aplicăm la președinție. Văd că la președinție n-au ajuns, dar au ajuns la Belz. Deci, dați noi să nu manipulăm, vă rog, foarte frumos cu asta, că cei mai mari transportatori AITA, deci n-are treabă cu asta. Și încă, dacă îmi permite 10 secunde, doamnă președinte, problema fundamentală este, nu e aici, problema fundamentală că trebuie în genere de eliminat aceste dozvoluri, așa zisle, permisuri, această cotă care a fost introdusă artificial la data de 3 decembrie 2015, când la solicitare viceministrului a transportului de pe atunci a fost introdusă această cotă. După asta s-a creat o piață întreagă neagră de aceste dazvoluri când se vindeau timp de vară 4-5.000 de euro bucată. Mulțiți la 10.000 dazvoluri, sunt 40 de milioane de euro care dispăreau pe piața neagră. Noi am oprit acest lucru. De la anul viitor asta nu se mai întâmplă. Însă acum când mergem la Moscova săptămâna viitoare, pe 21, la săptămâna transportatorului, unde a fost invitat de omologul meu rus, noi vom ridica întrebarea liberalizării totalmente a transportului cu Federația Rusă. Mulțumim, domnule deputat, ministru. Ca să rectific. Doamna prim-ministru. Domnul Lipski, a doua întrebare, vă rog. Domn prim-ministru, e că s-a spus mult că s-au oprit schemele. Eu, pe fapte, cum să zice. Deci, s-au economisit banii, trebuiau să apară undeva banii, da? Eu vorbesc de cale ferată. Cale ferată s-au oprit niște scheme unde domn ministru Brânzan a vorbit de 5 dolari pe tonă, deci banii aceștia ar trebui să undeva să apară în veniturile căi ferate. Dar calea ferată și până acum n-are bani să plătească salarii la feroviare. Păi cât asta o să dureze? Unde-s banii atunci? Dacă s-a făcut o realizare, s-a făcut ceva,
Unde practic noi putem să vedem asta? Fiindcă noi vorbim de viitor foarte bine, dar în ziua de azi ce avem? Și încă o secundă, având în vedere că mai am. Domn Brânză, era vorba, transportatorii care fac curse internaționale, ca regulă, sunt toți înaintea. Este Agenția Internațională Transport Auto. Dacă se folosesc de carnete TIR, ei sunt nevoiți să fie acolo, fiindcă altfel nu obțin. Este monopolist. Una. A doua. Eu vă rog frumos, autorizațiile de 5-6 mii de euro se vindeau, dar era vorba de autorizații CEMT anuale. Nu erau 10.000 de autorizații pe an niciodată. Este vorba de câteva sute. Asta nu înseamnă că trebuia să fie așa ceva, dar asta e o precizare ca să sucădiți mai bine. Fiindcă iar o să vă întrebe unde sunt banii, că s-au vândut atâta și acum iar au dispărut banii ăștia. Vă rog, mulțumesc. Eu vreau să răspund această întrebare. Da, mulțumim pentru precizări despre mita care se lua. Când dumneavoastră spuneți că noi am eliminat schemele și unde sunt banii, banii, în primul rând, rămân la agenții economici. Pentru că ce înseamnă aceste scheme? Asta înseamnă să iai mită de la oamenii care vin să închirieze vagoanele și așa mai departe. Și asta înseamnă că în momentul în care se eliminează schemele, acești bani rămân la companii. Companiile pot să investească, pot să crească salariile pentru oamenii angajați acolo. La cale ferată e încă mult de lucru. Și asta nu înseamnă că noi am reușit să scoatem toți corupții de acolo. Noi am reușit la nivel central. Dar pentru ca să reușim până la capăt, e nevoie de procuratură. Nu poate fi ministru Brânzan, procuror sau doamna ministru Nemerenco, nu poate să alerge după fiecare corupt din sistem. Deci trebuie să avem procuratură care funcționează, care sancționează foarte dur, 1, 2, 3, 4, 5 și pentru ceilalți va fi o lecție foarte clară și vor înțelege că e periculos să ia mită de la agenții economici, de la oameni, să bagi mâna în buzunarul statului. Pentru că atunci când vor fi sancțiuni foarte clare, atunci oamenii vor începe să se comporte, cei care nu au făcut lucrul ăsta până acum, vor începe să respecte legea și corectitudinea. Și pe autorizațiile de transport. Problema este cel care, sau cum să convingem Federația Rusă să emită mai multe aceste autorizații. Era mai bine atunci când aceste autorizații nu existau deloc. Au fost introduse în 2015. Acum încercăm să convingem partea rusă că ele trebuie eliminate, pentru că ele reprezintă un impediment pentru transportatori, pentru exporturi, dar asta este situația la moment. Și noi am contat pe președintele Igor Dodon, care s-a oferit atunci să rezolve toate problemele cu Estul. Noi am spus că noi să rezolvăm toate problemele cu Occidentul și am reușit, am adus finanțare, am adus proiecte. Domnul Dodon a zis că el o să rezolve toate problemele pentru cetățeni care țin de relațiile noastre cu Kremlinul. Da, vă rog, o precizare. Domnul Lipski, o precizare. Dumneavoastră, mult să vorbim despre asta, că noi discutăm cu partea rusă. Cer scuze, dar în 5 luni, o zi, nu se putea de dus la Moscova de discutat direct acolo, dar nu prin intermediari? Deci dumneavoastră credeți că eu sunt mai convingătoare decât Igor Dodon și vă mulțumesc pentru faptul că spuneți asta și o să examinez această posibilitate. Doamna prim-ministru, este o precizare. Sunt funcțiile președintelui Republicii Moldova și sunt funcțiile guvernului. Fiecare trebuie să-și îndeplinească atribuțiile sale de funcție. Asta mulțumesc. Ne dorim și noi. Stimați colegi, următoarea întrebare vine din partea doamnei Glavan. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna prim-ministru, dumneavoastră ați început discursul dumneavoastră cu prezentarea lucrurilor bune pe care le-ați inclus în proiectul bugetului social pentru anul 2020. Vreau să vă spun că eu am găsit acest proiect pe site-ul Ministerului abia pe data de 8 noiembrie, vineri, fapt care contravine procesului bugetar, există lege care prevede clar care sunt termenii. De fapt, tot această lege prevedea că la data de 15 octombrie acest buget, de rând cu celelalte, trebuiau să fie aprobate în guvern, după ce au fost consultate cu partenerii sociali, cu societatea civilă, cu toți cei interesați. O să fac abstracție de la faptul că v-ați asumat multe realizări din acest proiect care abia vineri a apărut pe site-ul Ministerului, deși toate lucrurile care au fost incluse acolo, în realitate sunt, în proporție de 90%, sunt inițiative ale deputaților, din toate fracțiunile și câteva inițiative ale președinției.
Întrebarea mea, cel puțin ieri, pe care mi-am pus-o, era ce facem în cazul în care nu reușim să aprobăm un proiect, să aprobăm legea bugetului, legea bugetului asigurări medicale și sociale pentru anul 2020. Să știți că m-am bucurat când am văzut că ați anunțat pentru astăzi dimineață la ora 8 o ședință de guvern. M-am gândit că voi regăsi acolo aceste proiecte și le veți aproba. Ori astăzi ne-a spus aici că sunteți transparenți, deschiși și aveți o mare dragoste față de popor și ați confirmat-o că singura dragoste este poporul. Atunci vă rog să-mi răspundeți la întrebare. De ce nu ați făcut uz de dreptul dumneavoastră în calitate de prim-ministru și nu ați inclus astăzi în mod prioritar în ședința de guvern acele proiecte de legi despre care spuneți că ar fi trebuit să le prezentați astăzi? Vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând vreau să vă amintesc, stimată doamnă, dacă vă interesează răspunsul, vreau să vă amintesc că anul trecut proiectul bugetului a fost prezentat în luna noiembrie și dumneavoastră erați parte sau sunteți parte a acestei echipe care a pregătit bugetul. Deci anul trecut s-a întârziat așa cum s-a întârziat și anul ăsta. Eu o să vă spun de ce s-a întârziat anul ăsta. Pentru că noi când am venit a trebuit întâi să facem rectificarea bugetului. Și am muncit câteva luni la rectificarea bugetului. Și iarăși nu o să vă povestesc de ce a trebuit să facem această rectificare. Pentru că dumneavoastră înțelegeți foarte bine. Dumneavoastră spuneți că multe din lucrurile despre care am vorbit noi sunt inițiative ale deputaților. Unele sunt inițiative ale deputaților. Meritul nostru este că noi am găsit bani pentru aceste inițiative. Pentru că dacă nu ar fi fost acest guvern cu credibilitatea pe care o are, atunci aceste inițiative ar fi rămas pe hârtie. Acești bani nu ar fi ajuns niciodată în buzunarul cetățenilor. Dumneavoastră mă întrebați, îngrijorată, pe bună dreptate, ce se va întâmpla mai departe dacă acest guvern pică și intrăm în instabilitate politică și nu avem un buget aprobat. Și dumneavoastră ați fi vrut ca eu să vin astăzi și să vă spun că guvernul a aprobat bugetul și puteți să mergeți mai departe. Eu nu pot să-mi asum această responsabilitate, pentru că bugetul este format nu doar din cheltuieli, dar și din venituri. Și un guvern care nu are capacitatea să asigure aceste venituri nu va putea asigura nici cheltuielile. Deci eu vreau să știu dacă acest guvern rămâne, asta înseamnă că noi ne putem asuma responsabilitatea și pentru cheltuieli, pentru că noi putem să aducem venituri ca să acoperim aceste cheltuieli. Dacă dumneavoastră decide să dați jos acest guvern, în primul rând întârzie și mai mult procesul bugetar, există pericolul să se intre în anul 2020 cu bugetul anului 2019, fără toate majorările pe care noi le propunem, sau să reduceți din aceste programe, inclusiv unele la care dumneavoastră v-ați gândit, pentru că nu va fi finanțare externă într-o mărime destul de mare. De asta nu am aprobat, pentru că e nevoie de certitudine. Sunt resursele externe? E realistă această disbursare sau nu este realistă? Și asta depinde de guvern. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Următoarea întrebare, dacă aveți, sau o precizare, doamnă Glavan? Nu aveți următoarea întrebare, nici precizare. Următoarea întrebare vine din partea domnului Vovc. Eu apreciez că sunt multe întrebări referitor la activitatea guvernului în aceste luni și chiar mă bucur că într-un timp atât de restrâns guvernul a reușit să facă lucruri care se simt și se vor simți și în anul viitor dacă va rămâne acest guvern. Însă să nu uităm despre ce este această moțiune de cenzură. Este o moțiune cu privire la asumarea unui proiect de lege cu privire la modificarea legii procuraturii. Și aici și eu și mulți cetățeni își pun întrebarea pentru că este un nonsens. Colegii socialiști spun că această asumare este neconstituțională. Și vreau să întreb doamna prim-ministru și ministra justiției, care este diferența între legea care am votat-o împreună pe 16 septembrie și aici? De ce atunci nu au fost matrapazlăcuri, iar acum deodată au devenit matrapazlăcuri? Mulțumesc. Eu o să rog pe colega mea, doamna ministru, să vă răspundă. Da, vă rog, conectați microfonul domnului Stamate. Microfonul doamnei Stamate, de la tribună. Este? Cred că da, se aude.
Bună ziua, stimați deputați. Nu este practic nicio diferență între proiectul de lege care a fost votat în Parlament în septembrie și atunci, cum a precizat și doamna prim-ministru, nu a fost considerat neconstituțional. Și proiectul pentru care guvernul și-a angajat răspunderea. Procedura de angajare a răspunderii este clar prevăzută în Constituție. Pe proiectul votat în septembrie a fost sesizată Curtea Constituțională, care a hotărât să nu suspende concursul, ci să solicite amicus curiae de la Comisia de la Veneția, care urmează a fi adoptat în plenara din 6-7 decembrie. Vom vedea atunci ce va spune Comisia de la Veneția. Vom vedea ce va spune Curtea Constituțională. Însă ambele aceste proiecte implică participarea executivului la procedura de preselecție a procurorului general, ulterior selecția finală fiind făcută de Consiliul Superior al Procurorilor. Se schimbă persoana sau actorul din Ministerul Justiției în primul ministru. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Vovc, aveți a doua întrebare sau precizare? Nu aveți a doua întrebare. Următoarea întrebare, după cum am promis, să mă uit cine n-a vorbit încă. Domnul Litvinenko. Stimată doamnă prim-ministru, de fapt doamna ministru a Justiției, eu am o întrebare strict legată de moțiunea așa cum a fost anunțată de domnul Bolea și nu așa cum este scrisă ea. Deci o întrebare strict pe reforma justiției. În textul moțiunii se folosesc niște cuvinte de genul reformă eșuată, lege eșuată, încălcare grosolană și tot așa mai departe. Și lucrul ăsta se spune în raport cu avizul Comisiei de la Veneție pe care aceasta l-a dat față de proiectul de modificare a legislației care ține de evaluarea externă a judecătorilor. Explicați-ne nouă cetățenilor și în primul rând colegilor socialiști ce e totuși cu opinia aia cu Comisiei de la Veneție. Este chiar într-atât de negativă cum spun ei și plâng de dimineață până seara pe la televiziunile care le aparțin? Mulțumesc! Doamna prim-ministru, cine răspunde? Doamna ministru, vă rog să răspundeți. Doamna Stămate, vă rog. Conectați, vă rog, microfonul. Așa, este. Vă mulțumesc pentru întrebare. Stimați deputați, este un fals. Un fals scurnit de cei care nu au avut alte pretexte pentru a critica activitatea guvernului și activitatea Ministerului Justiției. Orice jurist a citit vreodată, dar și nejurist, opiniile Comisiei de la Veneția emise în contextul altor țări, al altor reforme similare, va observa din start că Comisia de la Veneția nu vine să laude guvernele. Ea vine să puncteze acele momente care îi par problematice, acele momente care pot fi îmbunătățite. Dar să vă dau un exemplu, citat. Din opinia Comisiei de la Veneția, pe reforma în Albania, care este considerată de către UE și partenerii externe pe una de succes. Comisia observă că acest lucru este o limitare serioasă care împiedică, etc. Mecanismul de transfer al cauzelor de la un panel la altul este problematică. Asta ca să vă dați seama de sensul cuvintelor Comisiei de la Veneția. Și un citat din opinia Comisiei de la Veneția pe legea noastră. Comisia de la Veneția apreciază efortul autorităților moldovene într-o constituire a unui judiciar integru și profesionist. Notează cu satisfacție angajamentul Ministerului Justiției să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția pentru finalizarea proiectului de lege. Sper că aici întrebări nu mai sunt. Da, frumos rup din context. Stimați colegi, cine a abordat? Domnul Litvinenko, vă rog. Mulțumesc. Întrebarea e scurtă, nu utilizez două minute. Doamna ministru, tot la dumneavoastră vreau să rămân. Spuneți, vă rog, în afară de modificările la legea procuraturii și legea sau proiectul de lege care ține de evaluare externă a magistraților,
iarăși din textul moțiunii de cenzură, rezultă că Ministerul Justiției nu a mai făcut altceva. Da? Puteți în, cred că 30 de secunde să explicați colegilor socialiști, domnului Bolea în special, că totuși ați mai făcut și altceva și dacă ce anume ați făcut. Mulțumesc. Da, vă rog, doamna Stămate, microfonul dumneavoastră, vă rog. Mersi pentru întrebare. Nu vreau să mă refer foarte mult la cifre, dar totuși am să punctez câteva. În această perioadă, Ministerul Justiției a efectuat expertiza juridică la 245 de proiecte de hotărâri de guvern, 173 de legi și 73 de acte departamentale. Multe din aceste proiecte au fost propuse de către dumneavoastră, stimați domni deputați. În afară de cifre, am început curățenia în sistemul penitenciar. Un sistem profund corupt, un sistem plin de oameni toxici, acolo unde așa numiții smotreașii conduc cu penitenciarele și nu șefii penitenciarelor. Este foarte greu să faci curățenie acolo. Am început să facem lucrul ăsta. A fost eliminat din sistem șeful penitenciarului numărul 13, care este unul dintre cele mai complicate penitenciare din țară. Am început să asigurăm condiții decente de detenție pentru deținuți. Am creat locuri de muncă în anumite penitenciare, ori doar săptămâna trecută am deschis o unitate de producție de încălțăminte la Brănești și am inițiat discuții cu alți agenți economici ca să dezvoltăm acest sector mai departe. Am început să facem ordine în profesiile juridice, începând să dezvoltăm metodologia de calculare a plăților notariale, să asigurăm calitatea asistenței juridice garantate de stat prin mărirea plăților sau onorarilor pentru cei care prestează această asistență. Am sesizat de nenumărate ori procuratura, inspecția judiciară, precum și comisiile de disciplină ale profesiilor juridice pe marginea petițiilor care au fost adresate de la cetățeni pe care le-am examinat minuțios, foarte atent. Niciuna nu a rămas fără observația noastră. Totodată am elaborat și promovat mai multe proiecte de legi importante, inclusiv ceea ce ține de sancționarea pe cazurile de spălare de bani. Dar sunt multe altele pe care nu le pot menționa pe toate aici. Cred că dacă mai sunt întrebări, sunt gata să răspund. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea... Mă uit pe unde... Nu, stați puțin. O începem, am mers așa ea pe aici. Domnul Adnan Stalcu, vă rog. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемый премьер-министр, вы начали свою речь не с предмета мотивов цензуры, не с предмета вотума недоверия. Вы начали свою речь с президентской амбиции, электоральная кампания, достижения и так далее и тому подобное. Я что бы хотел сказать. Вы называете бюджет солидарности, тот документ, который еще никто не видел пока. Что там прописано? В прессе вы везде заявляете о 10 мерах, которые вы предприняли, это новшество, по вашему мнению, бюджета солидарности. Я бы хотел конкретно пройтись по каждой мере. Из 10 мы имеем две меры. Это президентские инициативы, что касается публичных служащих и местных выбранных лиц, пересчет пенсии. Я не знаю, кто вам сказал, что это ваше, вас ввели в заблуждение. Что касается коэффициента повышения 1,95-2,20, это тоже президентская инициатива. Что касается 9 тысяч, как вы сказали, людей пожилого возраста, не имеющих застрахованного стажа 15 лет, это наша инициатива по Сереме, не знаю, кто вам сказал, что ваша. Что касается инвалидов, 40%, там 12 178 человек, это тоже инициатива по Сереме. Что касается перерасчета пенсии, это тоже инициатива по Сереме. Я вот специально взял их с собой, госпожа министр, чтобы вы это видели, потому что я думаю, вас ввели в заблуждение, тот, кто вам это дал. Что касается мажоритарного прокси, это техническая ежегодная мера. Причем здесь достижение? Ну, коллеги, это ну, страшно говорить. Что касается ветеранов, о которых вы сказали, это инициатива других депутатов. Что касается вопроса бюджета солидарности, в чем ваше новшество? Вы сказали, что вы в течение нескольких месяцев разрабатывали вот эти вот вещи. Я доказал вам, что это не ваши вещи. В чем множество бюджета солидарности? Какие новые меры предприняты? И очень коротко, что касается денег, я подчеркну, в том запоздалом бюджете соцстрахования, который есть сегодня на сайте правительства, четко указано, там написано черным по белому, плюс 2 миллиарда собственных доходов.
ни кредитов, ни грантов, собственных доходов, не перечисления из госбюджета за счет кредитов, собственных доходов. Это то, что наши граждане выплачивают. Da, doamna prim-ministru, vă rog răspunsul. Deci eu descoper încă un deputat care n-a citit moțiunea pe care a semnat-o și vă sfătui insistent să citiți primele alineate din moțiuni, ca să înțelegeți de ce am început să vorbesc despre situația socială și economică. Și data viitoare, când mai semnați un document, neapărat citiți-l, pentru că asta este periculos dacă nu citiți. Acum eu înțeleg că dumneavoastră vreți să dați jos acest guvern pentru că îndeplinește inițiativele dumneavoastră. Înțeleg că asta este pretenția dumneavoastră. Eu nu o să stau aici să mă cert cu dumneavoastră care sunt inițiativele dumneavoastră și care sunt inițiativele guvernului, pentru că până la urmă contează ce ajunge la cetățean și în ce măsură noi schimbăm viața cetățeanului. Dar pot să vă spun un lucru, că ceea ce a făcut acest guvern a fost să găsească bani. Pentru că dumneavoastră puteți să stați cu 400 de inițiative pe masă, de miliarde și miliarde, și asta nu o să schimbe cu nimic viața cetățeanului. Și îmi spuneți acum despre faptul că asta e tot din banii oamenilor, da, o parte este din banii oamenilor, dar vreau să vă amintesc că bugetul asigurărilor sociale avea un deficit de 3 miliarde de lei când am venit noi. 3 miliarde de lei. Am reușit să coborâm această cifră la 1,5 miliarde. Asta înseamnă bani care vin de la bugetul de stat pentru a reechilibra bugetul asigurărilor sociale. Ar trebui să știți aceste cifre și să nu manipulați. Da. Mulțumesc, doamna prim-ministru. Doamna Dănstauca, aveți a doua întrebare sau o precizare? Da, vă rog, o precizare. Госпожа премьер-министр, я задал четкий вопрос. В чем новшество бюджета солидарности с учетом того, что все остальное сделали за вас депутаты и президентура? Это раз. И что касается финансирования, я специально сказал по поводу 2 миллиардов собственных доходов. Спасибо, что вы признали, что мы сделали эти 10 предложений. И я очень рад, слава богу, честность должна быть хоть в чем-то. Вот. Но ответ на вопрос, в чем новшество, так и не был. Stimate domn, noutatea este în faptul că pe nou chiar ne pasă de oamenii cu venituri mici. Și noi nu suntem nici populiști și am stat și am analizat ce se poate face. Dumneavoastră puteți să fluturați cu 100 de hârtii în care nici calculele nu le-ați făcut corect. E foarte ușor să faceți ce faceți dumneavoastră. Nu o să intrăm aici în detalii. Dar pentru nicio inițiativă pe care ați propus-o, nu ați făcut calcule corect. Și puteți să îmblați cu aceste inițiative, dar atât timp cât ele nu sunt finanțate, ele înseamnă nimic. Noi am venit cu programe care sunt și fezabile, deci din perspectiva finanțării, și corecte, din perspectiva țintirii acestor programe, și programe care să nu îngroape cu totul bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat. Deci puteți să manipulați cât vreți, puteți să ieșim public, să comparăm inițiativele. O parte dintre ele vă aparțin dumneavoastră, dar ele au sens doar dacă există finanțare. Dacă nu, vă urez succes să faceți aceste lucruri fără guvern și fără sutele de milioane de euro care ar trebui să vină în buget pentru că aceste inițiative să se întâmple. Doamna ministru, nu știu dacă vreți să... Mulțumesc! Doamna Dănstauca, mai aveți a doua întrebare? Da, vă rog. Da, второй вопрос, очень коротко. Что касается медицинской части. Вы перечислили 17, я посчитал, 17 предложений, 17 вещей, которые были сделаны вашим министерством. Я вам хочу заверить, опять, вас кто-то обманул. Я не знаю, кто писал этот проект, вот этот вот. Все это было заложено в предыдущем бюджете, и проекты, в том числе и международные, были начаты в предыдущем составе. Они были начаты. А по поводу томографа, это, ну, понимаете, вас сейчас слушает весь институт онкологии, и они смеются. Эти деньги мы здесь проголосовали, во втором чтении была ратификация на 10 миллионов. Это не правительство Санду, эти деньги из бюджета, это деньги общественные, надо понимать. У нас сегодня, вы говорили о успехах, вы говорили о строительстве новых больниц, но у нас нет стратегии развития больничного сектора. 5 месяцев. И нет никаких стратегий. 5 месяцев вы говорите о программах сахарного диабета.
Мы предлагали, дадим пациенту выбор, пусть сам выбирает лекарство. Ноль эмоций. Я писал массу писем, я уже писал решение правительства, как это сделать. Я наивно полагал, что в правительстве, в министерстве не умеют это делать. Я уже предложил даже эти вещи, но я понял, что просто не хотят. Не знаю, что вам докладывают. Очереди по-прежнему есть. МРТ по-прежнему очереди, катаракта по-прежнему очереди. В больнице записываемся за 2 месяца, и то, если повезет. Если хочешь здесь и сейчас, нужно платить. И так далее, и тому подобное. Ни в одном медучреждении страны, кроме больницы Хинчевского района, министр не было. Это не я говорю, это люди говорят, вы врачей спросите. Что мы собираемся делать с этим? Дона министр, вы рог сараспондец. Da, vă rog, microfonul de la tribuna guvernului. Domnul Nostalcu, îmi pare foarte rău că ne desparte acest stâlp ca să vă pot privi atunci când vă dau răspuns la această întrebare și la sfârșit o să confirm de ce îmi este greu că acest stâlp ne desparte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați confirmat că am luat un sistem distrus total cu rânduri la spitalizare, cu rânduri la endoprotezare, cu rânduri pentru operații, cu rânduri la diagnostic. Vă mulțumesc foarte mult, mi-ați ridicat mingea la fileu. Doi, vreau să arăt tuturor deputaților care este numărul de interpelări cu care am fost bombardată de către personal domnul Odnostalcu în fiecare zi. Deci da, pe mine ca ministru nu mă interesează de la cine vine inițiativa. Eu, ca ministru, sunt obligată să comensurez această inițiativă cu bugetul și să-i găsesc un loc profesional, tehnic, să o aranjez. Atunci, ca oamenii să poată beneficia de ceea ce propuneți dumneavoastră. Și da, o să confirm ce a spus doamna prim-ministru. Foarte multe din inițiative sunt ale dumneavoastră. Și aceasta este bine când aveți un ministru care să vă înfăptuiască inițiativele dumneavoastră. De foarte multe ori, lucrătorii Ministerului și a Casei Naționale de Asigurări au trebuit să lucreze zile, săptămâni întregi, ca să prefacă acele cheltuieli aproximative cu care ați venit dumneavoastră. Și vreau să vă spun referitor la rândurile în spitale. Deci, noi am ajuns la o înțelegere cu PNUD-ul ca să procurăm. Deci nu v-ați întrebat niciodată de ce avem astăzi 5-6 mii de oameni care stau în rând ca să facă o endoprotezare din cauza acelorași interese în sistemul de achiziții publice, din cauza că anul acesta s-au început în primăvară aceste licitații, s-au finalizat în august când am venit la acest minister, s-au început procedurile de contestații care au durat încă 2 luni întregi și tocmai în luna octombrie am început să facem aceste operații. Nu v-ați întrebat niciodată, dumneavoastră personal, foarte mulți deputați ați venit la minister, deoarece foarte multe spitale au datorii și sunt în prag de faliment. De unde se formează aceste datorii? Niciun spital din aprilie până în luna septembrie nu a efectuat nicio operație de endoprotezare, deși avea contractate aceste servicii. Iată, de acolo vin toate problemele. Acum spitalele efectuează câte 6-7 operații în zi ca să aducă acești bani bugetari. Referitor la conceptul despre spitale, de 20 de ani se vorbește despre regionalizarea spitalelor. S-au schimbat enorm de multe guverne și enorm de mulți miniștri. Avem studii de fezabilitate foarte bune pe care noi doar trebuie să le reactualizăm. Doriți dumneavoastră un concept special să vă transmitem în adresa dumneavoastră, o voi face, domnul Odnostalcu. Și vreau să anunț aici, în fața tuturora, că dumneavoastră ați fost deputatul care ați deschis cel mai frecvent ușa ministerului. Și știți care a fost scopul? Interesul în câmpul drogurilor, pe care mi l-ați declarat deschis, și interesul pentru a primi funcția de vicedirector la Agenția Medicamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Și pe spitale eu vreau să vă mai spun un lucru. Un lucru concret, ceea ce am început noi, cu 2 spitale regionale, noi, unul la Bălți și unul la Cahul, în care să fie și calitate bună și echipamente bune și oameni
buni profesioniști, așa încât oamenii din nordul țării și din sudul țării să nu trebuiască să ajungă la Chișinău, iar uneori nici nu-și pot permite să ajungă la Chișinău. Așa se fac lucrurile, prin chestii concrete, nu prin hârtii care nu costă nimic. Da, mulțumesc, doamnă prim-ministru, stimați colegi, runda de întrebări, răspunsuri a luat sfârșit, 11:45, noi am convenit, întrebări, răspunsuri, 11:40, doamnă prim-ministru, vă rog să luați locul. Stimați colegi, avem înscriși replică, o să începem. Da, domnul Bolea, replică. Da, eu vă mulțumesc, eu îmi cer scuze, dar, mă rog, din dragostea colegilor față de mine am fost vizat de mai multe ori. N-am să dau nume, ca să nu dau dreptul la replică. Să știți, stimați colegi, că în tot acest răstimp, în loc să fie utilizat principiul legalității în toate aceste procese, da? S-a utilizat principiul oportunității politice. Și inclusiv la depunerea acestui angajament de răspundere față de Parlament pe proiectul de lege. Și atunci când neglijăm principiul legalității, îi disconsiderăm nu numai pe deputații în Parlament, dar și marile structuri internaționale, cum este Comisia de la Veneția, OSCE, ODIR, Consiliul Europei, partenerii noștri externi care ne ajută în implementarea reformei justiției, se primește de fiecare dată și după principiul «хотели как лучше, получилось как всегда». Nimănui în această țară și nimeni nu are dreptul să calce în picioare Constituția, legile țării. Vorbind de transparență, trebuia să se consulte pe larg și societatea și să primim expertiza de la aceste foruri internaționale și atunci nu am ajunge în această situație. Referitor la ceea ce s-a vorbit că Ministerul Justiției în toată această perioadă a făcut 300-500 expertiză și așa mai departe, s-a lucrat din greu, îmi dau o întrebare, dar cine a lucrat acolo la Ministerul Justiției? Este un ministru și este un secretar de stat. A mai fost numit încă un secretar de stat care peste o săptămână a fugit de acolo. Iată așa s-a lucrat la Ministerul Justiției. Niciodată în toată această perioadă, Ministerul nu a dorit să lucreze normal, eficace cu Comisia Juridică Numer și Imunități. Și de aceea să vadă fiecare pe cine și cum am muncit și de ce am ajuns în această situație. Vreau să vă spun de dragul transparenței. Noi trebuie să muncim pentru binele țării, să dăm un rezultat în îmbunătățirea situației economice și situației sociale. Dacă cineva consideră că procurorul general dă salarii și dă pensii, greșește amarnic. Și această reformă a justiției sub care noi am subsemnat, să mă credeți că o să o ducem până la bun sfârșit și vom avea și procuror general independent, dar nu delegat de ministru sau prim-ministru. Și eu sunt convins că vom face acele evaluări a judecătorilor și vom avea mai multă transparență în domeniul justiției și vom merge înainte. Și cetățenii o să simte, în primul rând, acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim! Stimați colegi, avem înscriși 4 luări de cuvânt. Noi ne-am înțeles la fiecare fracțiune, aveți dreptul, câte un delegat să ia cuvântul. Prima luare de cuvânt, domnul Denis Ulanov, fracțiunea Partidului Ușor. De pe loc? Da, vă rog. O să stăm până mâine dimineață.
Да, домна Уланова, вы рог. Уважаемые коллеги, уважаемый премьер-министр, члены правительства, председатель, ну, чуть-чуть из прошедшего. Господин Боля так картинно порвал соглашение о коалиции, даже немножко взгрустнулось. Можно даже на свидетельство о браке. Наверное, с этого момента уже началась такая точка невозврата. Ну, поживем, увидим, интрига близко, минут 10, наверное, 15. Даже какое-то дежавю было, господин Боля, когда вы это делали. Ну, копия в истории осталась, безусловно. Народ страны оценит рано или поздно то, что было, то, что будет. Посмотрим. Политические игры, в которые сейчас играют участники коалиции, еще существующие, в которых каждый из участников ищет свое, вовлекают страну, очевидно, в очередной политический кризис, как следствие экономический кризис. И лучше бы забота исполнительной власти и президента была бы направлена на существующие проблемы страны, но никак не на разбирательство, которое происходит. Предмет разбирательства четкий, понятный. Генеральный прокурор, такая точка, которая должна была объединить, она разъединила. Это искреннее желание, которое есть у пока существующей коалиции. А самое главное, наверное, это искренняя вера в то, что независимый генеральный прокурор может быть избран процедурами, которые существовали до пресловутого закона, после него или после того, что сейчас мы все внимательно наблюдаем. Так вот, мы думаем, что вот эти все движения рано или поздно приведут к тому, что наш законопроект будет поддержан. То, что предлагала партия ШОР, избежать политических разборок, интриг в такой важной отрасли, как юстиция, реформа юстиции, назначение генерального прокурора. Не получилось. Пока, я думаю. В нас это вселяет еще больше уверенности. Партия ШОР неоднократно заявляла то, что не может быть независимый генеральный прокурор, который будет подчинен политически премьер-министру или министру юстиции, правительству в целом или министру юстиции в частности. Каким образом он может быть политически независимым, когда он должен нести ответственность перед теми лицами, которые его профильтровали, госпожа министр юстиции, это пресловутые фильтры, или просеяли через комиссии, баллы, оценки. Такое ощущение, что мы играем в песочнице, но песок уже давно какого-то потребленного качества. Очевидно, что все существующие формы избрания генерального прокурора, которые мы сегодня имеем в стране, обуславливают однозначно его политическую зависимость. Партия ШОР предлагала еще летом законопроект по поводу всенародного избрания генерального прокурора, та альтернативная форма, которая могла бы существовать. И не надо нам говорить о том, что это не демократично, о том, что этого нет нигде в мире. Нет, значит, будет. А в чем проблема сделать то, чего нет? Для этого нужна только политическая воля. Ее у вас нет. И то, что сейчас происходит, подтверждает это еще раз. И мы прекрасно помним, как правительство отклонило нашу инициативу. Теперь уже понятно для чего, потому что у вас была своя идея. Еще раз, политической воли у вас нет. Будет ли она дальше, посмотрим. Мы надеемся в то, что досрочные парламентские выборы не за горами. Пройдут они очень скоро. Избиратель сделает свой правильный выбор. А мы сделаем все для того, чтобы не обмануть граждан страны в своем выборе и не дать им ошибиться в этом выборе. Поэтому мы не даем вовлекать себя в эти политические игры, абсолютно не имеющие ничего общего с реформой юстиции, на которой вы, уважаемые члены еще существующей коалиции, споткнулись и упали. Поэтому мы воздержимся от голосования по данному проекту. Спасибо. Да, мулсумеск. Позиция есть клары. Урматуаря луаря декувын, домну Павел Филипп. Stimați colegi, trebuie să recunosc că am ascultat discursul doamnei prim-ministru cu multă atenție. Și în același timp ar trebui să numim lucrurile așa cum stau ele, mai bine zis să le spunem lucrurilor pe nume.
Astăzi nu se examinează posibilitatea de a demite guvernul. Astăzi luăm act, de fapt, de decizia doamnei Maia Sandu de a pleca de la guvernare și de lansare în campania prezidențială. Acest guvern, eu cred că va intra în istoria Republicii Moldova ca unicul guvern care a reușit în 5 luni de zile să nu vină nici cu un proiect pentru oameni. Doar astăzi, și poate ăsta este lucru bun aceste moțiuni de cenzură, s-a discutat în Parlament despre proiecte sociale, despre inițiative pentru oameni. Din contră, din răzbunare, ați anulat sau trunchiat proiectele bune care au fost lansate de noi. Proiectul Drumuri Bune, proiectul Un Doctor Pentru Tine, cutiile pentru nou-născuți, cele 600 de lei pentru pensionari, tichetele de masă, care au o semnificație mult mai profundă, prima casă, program care a fost trunchiat. V-ați speriat pentru că oamenii întotdeauna au cerut de la guvernare lucruri concrete și voi nu le puteți oferi și ați decis să plecați. De când ați venit la putere, vă tot lăudați și vorbiți că deconspirați scheme de milioane. Și astăzi acest lucru a fost dezbătut pe deplin. Dacă au existat aceste scheme de câte 400 de milioane pe lună, în 5 luni, unde sunt cele 2 miliarde din aceste scheme? Ați vorbit de 2 miliarde bani împrumutați de la partenerii noștri. Dacă ați anulat schemele, aceste 2 miliarde trebuiau să vină în buget de la întreprinderile de stat. De ce nu vin în buget acești bani? Sau schemele continuă, sau mințiți cu nerușinare. Ne-ați acuzat că ar fi existat scheme și la energie electrică din cauza cărora lumina este scumpă. Revin iarăși la logică. Dacă ați anulat aceste scheme, de ce s-a scumpit lumina? Se scumpesc produsele alimentare și serviciile de transport. Oamenii nu știu nici măcar dacă vor avea sau nu gaz la iarnă, pentru că ministrul economiei nu a binevoit să vină în Parlament și în comisie, în cel mai rău caz, să ne răspundă la această întrebare. V-ați speriat că nu veți reuși să gestionați această criză și ați decis, conștient, să plecați de la guvern. Ați reușit să creșteți nu doar prețurile și tarifele, dar și taxele și impozitele pentru antreprenori. Efectele dezastruoase ale incompetenței acestui guvern se vor face simțite în câteva luni când vor intra în vigoare proiectele pe care le-ați votat. Având în vedere nemulțumirea comunității oamenilor de afaceri, desigur că e firesc că ați decis să plecați. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, iar bugetul încă nu a fost aprobat. Ce ați așteptat? De ce a durat atâta? Pentru că nu a avut cine să lucreze. Ăsta este răspunsul. Pentru că voi nu aveți profesioniști, iar pe profesioniștii adevărați i-ați dat afară ca să îi înlocuiți cu rude, cu metre și membri de partid. Ați politizat la maxim instituțiile publice de care ați vorbit că le veți depolitiza. Ați partajat CNA-ul și procuratura, ați compromis total noțiunea de concurs, ați organizat doar concursuri trucate și ați uitat de meritocrație și transparență. Ca regulă, dacă nu câștigă cine trebuie, se anulează concursul sau câștigă cineva care nici n-a participat. Și ultimul exemplu cu procurorul general ne-a demonstrat acest lucru. Presiunea oamenilor știu că este mare, înțeleg de ce ați decis să plecați. Înțeleg că v-ați speriat de toate astea și ați găsit această modalitate pe care o considerați elegantă de a abandona responsabilitățile pe care vi le-ați asumat. Ați dat de greu. Nu aveți oameni și nu mai vreți să guvernați. Cu siguranță, dacă ați fi vrut, ați fi găsit o soluție cu partenerii voștri de alianță.
Această variantă teribilistă de asumare a răspunderii când nici măcar nu ați anunțat propunerea pe care o aveți este ridicol. Un act disperat prin care sperați să reveniți în stradă, în opoziție, acolo unde vă simțiți bine. Nu știți să acționați pentru, puteți acționa doar împotrivă. Știu că în stilul cu care ne-ați obișnuit deja, veți căuta vinovați pentru eșecurile voastre. N-ați realizat nimic la guvern pentru că vinovat e cu siguranță Partidul Democrat. Fals. Ați avut toată puterea, ați avut toate instituțiile, ați dat afară pe cine ați vrut, ați numit pe cine ați vrut, ați avut tot guvernul și majoritatea în Parlament. Ați rămas însă captivi propriilor frustrări și fantomelor trecutului. Și astăzi am auzit acest lucru. Nu puteți exista fără Vlad Plahotniuc. Plahotniuc v-a ajutat să veniți la guvernare și fără el acum sunteți pierduți. Partidul Democrat a rezistat fără el. Blocul acum însă și-a pierdut sensul existenței de când acesta a plecat. Vlad Plahotniuc este în capul vostru și o să vă recomand să-l scoateți din cap. Partidul Democrat cu siguranță nu va fi de vină pentru eșecurile voastre. Chiar și la guvernare ați continuat să insultați miile de oameni care au votat nu doar în februarie, dar și în octombrie pentru Partidul Democrat, care a demonstrat la alegeri că este apreciat de cetățeni. Cu toate acestea, în ultimele luni, dar și în ultimele săptămâni și zile, am primit zeci de sunete de la partenerii noștri de dezvoltare legate de criza politică de la Chișinău. Le-am spus că de luni de zile am transmis invitații la dialog tuturor fracțiunilor și că, paradoxal, primesc apeluri din afară, însă nu de la cei care ar trebui să fie cei mai interesați de un dialog. Nu voi veni acum cu detalii, însă PDM ar fi fost gata să discute. Noi am propus inclusiv să ne unim forțele, poate și pentru coaliții raionale, poate să avem în guvernarea locală o coaliție firească pentru oameni, dar nu indicații directe de sus și nu declarații tranșante că niciodată nu se vor face coaliții cu Partidul Democrat în raioane. Drept răspuns a fost liniște. Dacă vreți să rămâneți la putere, de ce nu ați venit să discutăm? Dacă vreți să câștigi în loterie, știți bancul acela. Cel puțin trebuie să-ți procuri un bilet. Sigur că actualul guvern nu își mai dorește să guverneze și a luat deja decizia să plece acolo unde se simte mai bine, în opoziție. De lucru este mult și n-are cine munci, așa că dacă nu poți, te dai la o parte. Tot atât de sigur suntem că decizia de a pleca luată de către actualul guvern semnalizează un început de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, pentru doamna Sandu, fapt confirmat de însăși doamna prim-ministru la briefingul de ieri. Și ce poate fi mai avantajos, desigur, pentru o lansare în campanie la noi decât rolul de victimă a unei conjurații care nu i-a permis să-și ducă misiunea până la capăt. Doamna prim-ministru, la 100 de zile ați spus că sunteți pe o corabie, ați acoperit găurile, aveți merinde, marinari onești, iată că la 5 luni ați luat decizia să fugiți de pe această corabie. După o lege nescrisă, un capitan părăsește corabia ultimul, numai după ce s-a asigurat că toți pasagerii sunt în siguranță. Dumneavoastră fugiți de pe corabie, lăsând pasagerii în ajun de iarnă, fără ajutoare sociale, țara fără buget, antreprenorii fără previzibilitate, oamenii fără speranță. Partidul Democrat va susține decizia blocului acum de a pleca de la guvernare și va vota această moțiune de cenzură. Deschiderea pentru comunicare și dialog rămâne valabilă, doar că e bine să discutăm deja de pe poziții egale. Mulțumesc. Următoare luare de cuvânt, domnul Mihai Păpușoi. Domnul Grosu.
cum mi-a spus, așa am scris la mine. Domnul Grosu. Insistent vreau să vă ofer cuvântul. Domnul Grosu, vă rog. Doamna președintă, mersi foarte mult. Stimați colegi, stimați membri ai Guvernului, raportul prezentat de doamna prim-ministru a desființat așa numita moțiune de cenzură prezentată de Partidul Socialiștilor, care s-au rătăcit în acuzațiile lor, au pornit-o de la problema desemnării Procurorului General și au ajuns cu totul în altă direcție, încercând să ne învinuiască pe noi de așa numitul dezastru economic, social și așa mai departe. Cele invocate aici au desființat toate argumentele voastre, pentru că acest guvern, cu o moștenire foarte proastă, a reușit să restabilească relațiile cu partenerii de dezvoltare, să rectifice bugetul, să acopere găurile pe care le-au lăsat stimații colegi din sectorul central și să-și onoreze toate angajamentele față de cetățeni. Vorbim de pensii, salarii, indemnizații și alte plăți. O altă minciună care a fost desființată e că mai că Comisia de la Veneția l-a ascultat pe un distins cititor a moțiunii de aici, din primul rând, n-am să-i spun numele, iarăși să nu-i dau voie la dreptul la replică, l-a ascultat pe el atunci când a dat avizul sau s-a pronunțat pe legile privind reformarea justiției. Și lucrurile, de fapt, stau altfel. Atunci când încercați să spuneți că nu există precedente în care executivul poate fi parte a procesului de identificare a Procurorului General, noi avem o mulțime de exemple europene, Suedia, România, Serbia, Austria, Danemarca, în care executivul participă și principiul constituțional nu este viciat, pentru că se oferă șansă Consiliul Superior a Procurorilor și după care votul final sau semnătura finală este a președintelui țării. Mai departe, dacă să vorbim un pic despre context, contextul este foarte clar. Președintele Dodon acum în vară a preferat să paseze acest guvern blocului acum. Și el înțelegea foarte bine că niciun guvern socialist sau amestecat socialist ar fi putut aduce acest suport internațional. Și undeva, probabil, dumnealui, în naivitatea lui, considera că noi foarte repede, într-o lună de zile, o să ieșuăm și nu o să reușim. Ei, lucrurile au arătat altfel. Noi am reușit. Noi am adus resurse financiare. Noi am făcut un buget al solidarității pentru 2020 și asta a nemulțumit foarte mult un personaj pe nume Igor Dodon, care este frustrat și obsedat de anul 2020, care se numește al doilea mandat prezidențial. De asta este frustrat. Pentru că eu, pentru toată lumea care nu prea știe cum se comporta acest personaj atunci când ne întâlnim, doamna președinte, într-un format mai restrâns, să discutăm care sunt problemele care trebuie gestionate. Tăcea. Da? Noi îl întrebam, care sunt problemele, care sunt obiecțiile pe un domeniu sau pe altul? Tăcea. N-am să spun ca cine. Da? Dar e foarte, foarte vocal, fie el, iar atunci când este mai fricos, prin intermediul consilierilor, este foarte vocal în a ataca. Deci asta este adevărata miză a acestui teatru, de a se lansa domnul președinte în campanie electorală. Și domnul prim-ministru, vorbind de, v-ați amintit de comparația noastră cu căpitania, căpitanul dumneavoastră, în iunie, ca un fricos, v-a lăsat pe toți cu ochii în soare și de la ultima ședință a Consiliului Politic, sau cum îl numeți voi acolo, a luat avionul și a fugit. Capitanul nostru a stat până la ultimul moment și va sta până la ultimul moment cu cetățenii. Capitanul vostru a ales să stea cu banii furați din scheme, din landromat. Eu vorbesc cu tragere de inimă, eu nu citesc ca dumneavoastră, domn prim-ministru, asta e mare diferență. Mie nimeni nu-mi scrie, mie sufletul îmi spune ce să vorbesc. Capitanul dumneavoastră a ales să fugă cu banii.
și cu cei care l-au slujit. Noi am rămas cu cetățenii. Știți care e diferența dintre noi și voi? Noi ușor, nu ca voi, cu tertipuri, vă țineți de putere. Noi am fost sinceri și cinstiți în opoziție, noi am fost sinceri și cinstiți și la guvernare. Și așa vom fi tot timpul, pentru că atunci când mergi în fața cetățenilor, nu mergi înconjurat de bodyguards și tot felul de tertipuri. Deci mergi cu capul sus și le spui oamenilor că cuiva nu i-a plăcut cum evoluează reforma justiției. Curtea Constituțională a fost o primă trișare, concursul CNA a doua trișare, ultima trișare a fost procurorul general, pentru că dacă era procuror general, de celălalt de care aveți voi, 1, 2, 3, 4 din voi, din sectorul ăsta, nu erați aici. Dar noi vrem să aducem un procuror general, da, colega? Vrem să aducem un procuror general care să respecte chiar și drepturile celor care noi considerăm că au furat. Cetățenii noștri ne întreabă, dar de ce se primblă ăștia cu imunitatea ridicată prin Parlament și prin altă parte? Și noi le spunem, domnilor, noi nu suntem ca ei. Noi vrem să respecte legea și să fie legea pentru toată lumea. Pe această notă pozitivă, noi o să ne luptăm mai departe, indiferent că rămânem la guvernare sau nu rămânem la guvernare. Noi nu o să fugim ca unii în paradisuri. Noi o să trăim aici, lângă familiile noastre, lângă copiii noștri, o să luptăm și o să obținem ca în statul ăsta să avem șansă egală pentru toți să trăim. Și voi mai aveți o șansă. Mersi mult! Stimați colegi, următoare luare de cuvânt, domnul Alexandru Slusăr. Colegi deputați, la 8 iunie 2019, în această sală de ședință, a început o nouă realitate politică. Am început-o cu adoptarea declarației privind capturarea statului, proiectul căreia Andrei Năstase l-a scris încă în anul 2013. Pentru noi atunci, la 8 iunie, era evident că doar Parlamentul și Guvernul sunt două organe neafectate de tentacule mafiei. Era un document extrem de important, document care până în prezent a rămas doar o simplă hârtie. Regret enorm că împreună cu colegii mei din platforma DA n-am putut atunci să convingem majoritatea parlamentară să mergem fără mănușa albe, să procedăm la elaborarea și adoptarea unor legi speciale, limitate în timp, care le-ar fi atribuit legislativului și executivului competențele extinse în vederea curățării sistemului, în primul rând, celui al justiției. Noi am decis să fim mai catolici decât Papa de la Roma într-un regim care gemea de corupție, preferind concursul. Cu regulile de joc vechi, cu CV-uri pe 5 pagini, cu verticalitatea, verificarea integrității de la acel ANI, care a liberat certificatele de integritate lui Șor, cu prezumția de nevinovăție asigurată de justiția lui Plohotniuc. Unde am ajuns? Ne dorim să aplicăm declarația de uzurpare a puterii de stat. Mă mir cum în lista celor 4 candidați pentru funcția de procuror nu au ajuns Gurin sau Zubco. Cât timp noi ne-am propus să curățăm cu lingura butoi plin de rahat, cineva a înțeles obiciunea noastră și a prins la curaj. În locul reformării se întâmplă migrarea justiției de peste drum. Discuții private cu judecători, cu membrii ai CSM, CSP, unde deja se știa ce candidat urmează să fie propus șefului statului, oamenii lui Cavcaliuc, oamenii. În paralel, același proces se întâmplă și în cadrul mai multor instituții de reglementare pe care noi, la fel, am lăsat așa cum am moștenit, dar moștenirea s-a dovedit a fi toxică. Mă refer la Consiliul Audiovizual, la Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, CNPF. Am ajuns în situație când șeful Consiliului Audiovizual, care anterior mergea cu capul aplicat la covor la Plohotniuc, acum merge la nariat aproape în fiecare dimineață la outholding. Și atunci, firească întrebare, la ce bun noi am pornit procesul dezoligarhizării? Că să avem jumătate de an libertate de exprimare și mai apoi din nou să revenim în întuneric? Am pierdut timp valoros.
Am atins linia roșie la funcție importantă în stat, cu tranzacționarea căreia Plahotniuc cândva a pornit procesul capturării statului. Am primit-o drept în fruntea cu aceeași greblă, care se numește concurs. Aici trebuie să recunosc, ne-am trezit definitiv. Guvernul a decis să-și asume anumite decizii. Posibil era mai corect ca această asumare să fie făcută de către Parlament în primele zile după schimbarea puterii. Poate forma rezolvării problemei nu a fost cea mai elegantă, dar recent am propus soluția implicării Parlamentului și amânării deciziei de a transmite lista candidaților către CSP. Până la urmă, contează conținutul, nu forma. De ce nu se acceptă conținutul? Vineri am discutat cu președinte Dodon și n-am primit răspuns. Am auzit multe despre politizarea procuraturii. Adică când liderul neformal al PSRM Igor Dodon îl desemnează pe procurorul general, nu e politizarea. Dar dacă prim-ministrul unui guvern minoritar care riscă să fie demis în orice clipă, propune câțiva candidați către CSP, e Doamne ferește. Este evident, dacă Igor Dodon nu va fi de acord cu candidatura procurorului general, la moment nu prea sunt pârghii reale de o impune. Și atunci PSRM este de acord acum să arunce în aer țara, în ajunul sezonului rece al anului, la momentul aprobării bugetului social, majorării salariilor și indemnizațiilor sociale. Colegi socialiști, mă adresez în special către dumneavoastră. Am muncit 5 luni cot la cot și am găsit limbaj comun pe diferite chestiuni importante. Activând în Comisia de Anchetă Parlamentară împreună cu domnul Galavatiuc, n-am avut divergență pe subiectul investigării furtului miliardului. Cu domnul Mădreac avem foarte multe viziuni comune privind dezvoltarea domeniului agroindustrial. De ce ne-am potăcnit pe problema justiției? Împreună ne-am asumat răspunderea pentru actualul procuror interimar și vedem că este un anumit progres în activitatea acestei instituții, spre deosebire de toate concursurile. Dar orice reformă nu va avea un efect scontat dacă nu vom avea justiție independentă. Tot vineri i-am spus lui Igor Dodon că a sosit momentul adevărului, când dânsul poate demonstra că nu dorește să devină Plahotniuc 2 cu subordonarea tuturor instituțiilor și că lui nu este frică de o justiție independentă. Dânsul s-a ascuns după paravanul fracțiunii PSRM, care este impusă să declanșeze criză politică împreună cu PD, cu consecințele imprevizibile. Poate Igor Nicolaevici vă convinge că după mățăunea de cenzură, eu iarăși se va deghiza în mantia unui arbitru și va încerca să joace rolul de tătucă a noțăunii, iar cei de la blocul acum vor crede că ziua de azi a fost un vis. Poate vă promite că oricum va fi guvernul cu Maia Sandu, dar fără Andrei Năstase. Nu știu. Eu nu văd cum. Dacă noi am comis greșele, dar le-am comis cu adevăratele, ele pot fi corectate. Dar nu cred că ceea ce faceți voi azi poate fi reparat repede sau în genere, dacă poate fi reparat. Votând azi moțiunea de cenzură, voi nu doar arătați că vă temeți de justiție independentă, dar asigurați fie revenirea lui Plahotniuc, fie alegerile anticipate. Păcat că frustrările unui om care se gândește exclusiv la al doilea mandat sunt mai importante pentru dumneavoastră decât perspectiva acestei țări. Evident, fracțiunea Platforma DAN nu va susține această moțiune de cenzură, întrucât noi nu pentru a da foc casei am acces în Parlament, ci pentru a o salva. Următoarea luare de cuvânt din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor, domnul Bogdan Țârde. Dragi concetățeni, stimată doamnă prim-ministru, la 8 noiembrie, fracțiunea PSRM v-a întrebat direct. De ce ați înaintat reforma procuraturii fără consultații cu societatea civilă, partenerii externi, chiar cu proprii deputați? De ce violați Constituția? Și asta o spune chiar ministrul dumneavoastră al justiției, Stanislav Pavlovski, fondator PPDA. De ce nu ați înaintat proiectul la Comisia de la Veneția, cum e și firesc? Sau știați că va fi respins? Ca și concepția voastră de reforma justiției anterior. Țineți minte ce ați spus. Că PSRM subminează reforma, chiar dacă PSRM a votat toate, absolut toate legile voastre. Că Dodon îngenuntează justiția, chiar dacă procurorul general interimar va aparține, fiind înaintat de domnul Năstase și fiind rudă cu el. Guvernul a sărit în apărarea CSM-ului actual, care este cuibul mafiei din justiție. Sau așa vedeți reforma? Cu mafia în frunte. Azi vreți să numiți personal procurorul. Deci cine din noi subordonează justiția? Ați mai spus că Dodon critică guvernul. Păi voi dați aeroportul lui Rothschild, iar Dodon trebuie să vă laude.
Dar pe dumneavoastră, doamna Sandu, cine v-a propus în funcție, apoi a primit jurământul, apoi a emis decretul, Duhul Sfânt și cine poartă răspundere și pentru acest guvern, împreună cu dumneavoastră? Nu tot președintele. Ați spus că jucăm pe sub masă. Dar domnul Diacov zice, chiar ieri, că îi contactați de 3 ori pe zi pe democrați și 4 ori pe noapte. Deputații voștri se adresează la procurorul vostru ca să fie arestat președintele țării pe motive aberante. Pe motive aberante. Vă pare normal? Vă pare normal? De cine joacă? Doamna Sandu zice că ne sperie realizările guvernului și are dreptate. Aveți succese doar în Facebook, fiind un guvern al Facebook-ului și pentru Facebook, dar nu al cetățenilor și pentru cetățeni. Să le luăm pe puncte. Primul, Ministerul Justiției a compromis remediabil reforma justiției. Proiectul său de reformă, repet, a fost respins de Comisia de la Veneția și de către ODIR, raportul ODIR fiind secretizat. Ministerul a anulat ilegal concursul pentru funcția de procuror general, pe care tot el l-a organizat și de 2 ori l-a declarat că e ok. Și toți membrii juriului, inclusiv Boțan și Băieșu, a zis că e ok. Și asta fiindcă nu a trecut un reprezentant al blocului acum. Pot să vă spun și cine e, dacă vreți tare. 2. Ministerul Agriculturii se face vinovat că multă producție agricolă a rămas anul acesta pe câmpuri, deoarece nu a găsit piață de desfacere. În iulie, grindina a distrus 90% roadă în nordul și în sudul țării. Ministerul nu a dat un leu, dar un leu, nu a trimis un funcționar în acești fermieri necăjiți, chiar dacă domnul Mudreac s-a adresat de 10 ori. Sau nu e așa? În consecință, în iulie-august, prețurile la legume și fructe au crescut cu 20-30%, inclusiv la roșii 80%, cartofi 60%, fructe 20-30%, sunt datele BNS. Verificați. Ce face ministrul? Propune de a servi copiii cu must de poamă pentru a rezolva problema vânzării strugurilor. Se mai bucură că n-am avut roadă de poamă, că nu avem piese de desfacere. Chiar așa e prea. Ministrul Economiei așa și nu a prezentat un program, viziune. Măcar ce se întâmplă în economie? N-a făcut nimic pentru a rezolva problema aprovizionării cu gaze naturale de la 1 ianuarie. Practic, țara nu e pregătită pentru iarnă. A blocat exporturile spre Rusia, deoarece n-a vrut să soluționeze cu rușii problema autorizațiilor de transport. Transportatorii au declanșat proteste, chiar acum se produc aceste proteste. La minister, la toți le încot, un funcționar n-a ieșit în fața lor. N-a soluționat problema concesionării aeroportului, mai purtând și negocieri obscure cu domnul Rothschild. Din mai, spuneți că ați deschis noi cote de export spre UE, da? Super! Dar din mai scad continuu exporturile în Uniunea Europeană, în mediu cu 7,5%, iar în august cu 13%, datele BNS. În iunie-august, volumul mărfurilor transportate scădea lunar, repet, cu 10%. Asta e un indicator clar a stagnării în sfera producției. Nu ai ce transporta, frate. Stagnează investițiile străine directe. Sau asta nu e așa? La MAI, în 5 luni nu a fost arestat niciun mafiot, niciun contrabandist, niciun rider. Conform datelor MAI, și vi le prezint, că sunt de pe site-ul MAI, timp de 10 luni avem creșterea numărului infracțiunilor excepțional de grave cu 17%, deosebit de grave cu 9,8%, a violurilor cu 63%, a tâlhăriilor cu 57%, contra autorităților publice cu 75%, comisie de grupuri organizate criminale cu 85% și finus corona topus, accidente rutiere cu persoane traumatizate au crescut cu 1500%. Ministerul Finanțelor n-a fost în stare să negocieze un program cu femei în interesele țării. A acceptat creșterea de impozite și TVA, reducerea programelor sociale. Culmea propune de a majora impozitul pe salariu, aducând lumea salariații la culmea sărăciei. La protecție socială, anulate tete de masă, anulate ajutoarele de 600 de lei la pensionari și ce vrei. De ce prim-ministru s-a aventurat în aceste lucruri? E limpede, o groază de eșecuri.
Zero arestări, zero reîntoarcere activilor furate, aeroport, miliard, Air Moldova, tot un CTC. Proteste Horeca, proteste transportatori, proteste fermieri. Energia electrică s-a scumpit cu 15%. Ce face guvernul? Nimic. PSRM și președintele propune indexări de pensii, ajutoare sociale la căldură, indemnizații pentru invalizi. Guvernul respinge, zice că nu-s bani, că femeii e contra. Abia în ziua demisiei vine cu majorări, promite la pensionari dinți de aur și la invalizi Porsche-uri, ca la ministrul justiției și al economiei. Și crede că cineva e într-atât de prost să creadă în asta. Vă întreb o întrebare simplă. Ce? Aveți deja și acceptul femeii? Ceea ce e imposibil și o știți foarte bine. Aveți bani? Vă zic eu. Nu aveți nimic, doar declarații. Chiar nu vii milă de oamenii pe care îi mințiți în așa hal. Doamna premier a înțeles un lucru simplu. Că ratingul scade. Rezultate nu și nu vor fi. Alegeri locale au fost pierdute. Drept urmare, doamna Sandu a inițiat acest conflict și show, sincer sperând că va fi demisă. Sincer sperând. Ea vrea să fugă, să scape de eșecuri, să sară din funcția din premier în cea de președinte de țară, să pară victimă, nu un premier slab. Un lucru este clar. Ambițiile doamnei Sandu au pus în pericol democrația, statul de drept, stabilitatea și chiar viitorul țării. Și ultima. Dumneavoastră ați spus, că nu negociați justiția. Dar noi, doamna Sandu, nu negociem valori. Libertatea, dreptatea și egalitatea nu se discută, iar țara nu se vinde. Vă mulțumesc! Stimați colegi, domnul Țicu, vă rog să luați loc. Eu sunt nevoită să-i ofer ultimul cuvânt doamnei prim-ministru, așa cum prevede regulamentul. Doamna prim-ministru, vă rog la tribuna centrală. Stimați colegi, noi am aprobat cu dumneavoastră regulamentul ședinței de astăzi. Noi am aprobat regulamentul ședinței de astăzi. Ce facem? Eu trebuie să-i ofer cuvântul doamnei prim-ministru. Doamna prim-ministru, vă rog la tribuna centrală. Doamna prim-ministru, vă rog, conectați microfonul doamnei prim-ministru. Doamna prim-ministru, v-am conectat microfonul. Doamna președinte, eu zic să-mi creați condițiile ca să pot să vorbesc de la tribună. Stimați colegi, noi am aprobat regulamentul. Acum, dacă s-a creat o asemenea situație, că vrea să vorbească și domnul Țicu și mai stă și încă un domn aici în rând. Și atunci, stimați colegi, doamnă, păi domnul Riniț, sunteți domn, nu sunteți altcineva. După ce vorbește doamna prim-ministru, după ce trecem procedura de vot sau nevot, după ce vorbește domnul Țicu. Cine este pentru această propunere, rog să votați. Majoritatea celor prezenți. Doamna prim-ministru, vă rog, eu vă ofer cuvântul de, dacă este tribuna blocată, se mai întâmplă în Parlament, vă rog, de pe loc, microfonul, nu vreți să vorbiți. Stimați colegi, să vorbesc de la tribună. Veniți și vorbiți. Așa, prevăzut.
Stimați colegi, noi deja de două ori am votat regulamentul. Haideți să avem respect, domnul Țicu și dumneavoastră. Vă rog să dați dovadă de respect, inclusiv față de doamna prim-ministru. Vă rog să dați dovadă de respect. Dumneavoastră cunoașteți că eu v-am respectat foarte mult, dar am aprobat un regulament care trebuie cu toții să-l respectăm. Vă rog să conectați microfonul de la tribuna centrală, să-l ascultăm și pe domnul Țicu, chiar cu încălcarea regulamentului. Și asta trebuie și să o asume toți deputații prezenți în sală. Da, vă rog. E greu să fii profet în țara ta. Eu am spus asta încă în luna iulie-august, așa. Dar eu nu pentru asta am venit la tribună, eu am venit să vă întreb ce s-a întâmplat în 30 de ani de istoria Republicii Moldova. Mă întreb pe mine și pe voi. Ce s-a întâmplat în 30 de ani? În 30 de ani a fost o istorie a cine pe cine de jos, așa? O istorie a chedenelei pe moldovinești. Așa? Snegur din Căciula de Cârlan și prosoapele frontului o sărit în barca agrarienilor. După care l-a trăsnit Lucinski, după care domnul Deacov s-a cățălit cu domnul Lucinski până a ajuns tovarășul Voronin, din care a ieșit domnul Plahotniuc, doamna Greceanu, Igor Dodon, din Lucinski a ieșit Filat, Țopii și Andrei Năstase. Și în 2009 l-au dat jos pe Voronin, după care Plahotniuc l-a dat jos pe Filat. Și blocul acum cu Dodon l-au dat jos Plahotniuc. Și toate astea cu mâinile noastre, a unor oameni care chiar au crezut că lucrurile se pot schimba. Și vă întreb ce s-a întâmplat în jur în timpul ăsta. Peste Prut, de exemplu. Cum este posibil ca 5 județe din România, fiecare în parte să fie mai bogat ca Republica Moldova? Județul Ilfov, județul Constanța, județul Timiș, județul Cluj și acum mai recent Brașov. 5 județe cu 500 de mii de oameni, 300, 400, mai bogat fiecare în parte ca Republica Moldova. Într-o țară în care nu mai sunt oameni. În care oamenii pleacă, vând tot, business-ul nu vine, se fură miliarde și noi stăm și ne râdim în Parlament. E vesel, da? Mie nu e vesel. Eu am venit în blocul acum ca o voce unionist. Pentru că sunt profesor de istorie, știu mai bine ca fiecare în parte istoria. Și orice intelectual basarabean cât o să fie aici, o să fie român și o să știe că doar întregirea spațiului românesc este salvarea pentru faptul că 100 de oameni politici și o mână de procurori judecători țin captivi 3 milioane de oameni. 3 milioane de oameni la cheremul unei mase de astea care numai vă râdeți în Parlament. Și eu vă invit să dați dovadă de responsabilitate în momentul ăsta. Față de cetățenii acestei țări. Să lăsați acest guvern în picioare. Dar dacă nu lăsați în picioare, să aveți o viziune și face mai departe. Eu am venit aici să-l dau jos pe Plahotniuc, pe Șor și pe Dodon. A rămas Dodon. Și eu vin cu această inițiativă. De dragoste, domnul Deacov. Este o un contract de dragoste, un mareaj de convenienți cu PD-ul pe care îl propun tuturor deputaților. Și eu cred că știți la Șor o să voteze.
pentru trădare de patrie și spălare de bani Igor Dodon. Cu un procuror așa cum îl avem, până îl alegem, nu știu ce o să fie. Îl trimitem în justiție și facem alegeri corecte, în care cetățenii Republicii Moldova și voi toți să înțelegeți că nu există altă opțiune. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe acum că asta este fața clasei politice. Nu există alternativă acum decât reîntregirea spațiului românesc pentru noi toți. Nu există soluții în interior dacă am ajuns în situația în care și din blocul acum în care am crezut s-au ales surcele. Stimați colegi, gata. Vă rog din partea la fiecare fracțiune, domn Păpșoi, nu mai impuneți. Țicul aveți așa cum este, domn profesor independent, în fracțiune. De ce? Vă rog, vă rog, doamna prim-ministru, vă rog la tribuna centrală. Din discursurile dumneavoastră am înțeles că sunteți împotriva justiției. Am înțeles că sunteți împotriva oamenilor acestei țări, pentru că ați uitat că trebuie să slujiți poporul și nici măcar nu aveți curajul să vă asumați această răspundere și acest vot. Sunteți atât de lași încât nu puteți să spuneți pe față că votați împotriva guvernului pentru că vă este frică de justiție adevărată. Astăzi nu ați trădat doar un guvern care apără interesele oamenilor. Ați trădat fiecare cetățean care își punea speranțele că în curând se va face dreptate și se va trăi mai bine. Prea mulți dintre voi au trădat acest popor de multe ori, când sărăceați țara prin scheme, când l-ați susținut orbește pe Plahotniuc, când ne-ați alungat rudele și prietenii în afara țării, când v-ați supus justiția și instituțiile pentru a vă acoperi abuzurile, sau când ați închis ochii și ați permis ca aceste lucruri să se întâmple. Știu că printre voi sunt și câțiva oameni care pun preț pe onestitate și cu care am colaborat bine. Vă cunosc personal și cred că nu sunteți de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi. Din păcate, nu a fost suficient pentru a-i putea opri pe cei care s-au speriat că vor răspunde pentru ilegalități. Pe cei care s-au speriat de un guvern care a pus dreptatea, onestitatea și nevoile oamenilor în capul mesei. Vouă, celor speriați, mă adresez. Nu v-ați săturat de furat? Nu ați obosit de scheme? Nu vă trag la pământ șmecheriile și trădările? Vă vedem, toți oamenii vă văd. V-a speriat gândul că de acum încolo veți pierde controlul asupra justiției. Nu vă place justiția liberă. Preferați averile mari, mașinile scumpe și jocurile murdare pe seama oamenilor, dar nu sunteți pregătiți să plătiți pentru asta. Însă acest popor iubește libertatea. Acest popor l-a fugărit pe Plahotniuc din țară. Acest popor va fugări orice impostor care le calcă în picioare demnitatea și libertatea. Înțeleg, v-ați speriat. Când guvernul a oprit schemele de corupție din care vă hrăneați ilegal ani la rând, v-ați speriat. Când guvernul a pus la punct licitațiile dubioase din care extrageați venituri grase, necuvenite, v-ați speriat. Când guvernul a început să facă regulă în vamă, v-ați speriat. Când guvernul s-a angajat să găsească un procuror general care să bage hoții la închisoare în loc să execute comenzi politice, v-ați speriat atât de tare încât vreți să dați jos guvernul. Ați uitat însă un lucru important. Puterea acestui guvern este în oameni. Acești oameni au dat jos o dictatură. Ei vor da jos pe oricine
le încalcă voința. Voi, cei care v-ați speriat atât de tare, nu faceți înțelegeri pentru a proteja interesul cetățenilor. Voi faceți înțelegeri pentru a vă proteja pe voi. O să ziceți că și noi am făcut înțelegere? Da, am făcut, pentru a scăpa țara de ciumă. Știam ce facem, nu eram naivi, știam că intrăm într-o guvernare extrem de complicată. Știam că unii dintre voi au fost complicii lui Plahotniuc. Știam că riscăm să ne compromitem imaginea. Însă noi nu facem politică pentru imagine. Plahotniuc trebuia oprit înainte ca să transforme țara într-o moșie personală, de care poate dispune cum vrea. Și l-am oprit. Noi am făcut coaliție ca să salvăm oamenii de teroare și să prevenim o dictatură. Voi vreți să vă salvați interesele personale. Noi am creat o majoritate parlamentară pentru a salva oamenii de sărăcie. Voi vreți să vă salvați averile și palatele. Da, cred că se află aici și din cei care nu vor să intre în jocuri murdare, care își doresc să avem instituții financiare, funcționale, care apreciază eforturile noastre de a curăța justiția. Îmi pare rău că vă lăsați folosiți, că nu opuneți rezistență celor speriați de intenția guvernului de a face o justiție adevărată. Astăzi, cei speriați sunt mai mulți. Nu cred că ei au mustrări de conștiință. Ei iau în deridere moralitatea, onestitatea. Caută mereu să deturneze procesele democratice, să joace prin șmecherii, să facă înțelegeri pe la spate. Și când au văzut că noi nu mergem la șarlatanii, că nu ne pot corupe, că noi nu ne vindem, că nu putem fi luați cu interese personale, s-au sfătuit cum să scape de noi. Ați decis să scăpați de noi când am adus bani în țară, am deschis ușele capitalelor europene pentru Moldova, am pornit schimbarea din temelia țării. Ați decis să scăpați de noi când am oprit furturile din banul public. Dar cel mai grav, v-ați sfătuit să scăpați de noi când am început să facem viața mai bună pentru oameni, să distribuim bani din buget pentru a-i putea ajuta pe cei mai nevoiași, să mărim asistența socială, să creștem salariile oamenilor. Unde s-au mai văzut democrați care să voteze împotriva democrației și socialiști care să voteze împotriva ajutorului social? Nu v-ați hotărât să scăpați de noi ca să faceți un bine acestei țări? Voi vreți să continuați schemele nestingherit, iar noi vă punem piedici. Voi vreți să trăiți în lux pe spatele cetățenilor, iar noi închidem robinetul din care furați cu nemiluita. Pentru că vreți să nu vă dea nimeni peste mână când furați. Încă puțin. Când ați auzit că va veni un procuror liber, ați început să vă zvârcoliți. Doamna prim-ministru, mai aveți un minut. V-ați arătat adevărata față. Pentru că fără un procuror independent, sperați să puteți fura iar și iar. Sperați să puteți trăda de câte ori aveți nevoie. Noi știam ce apucături aveți, dar am mers înainte pentru că misiunea noastră era să construim justiția adevărată. Să avem un procuror curajos care să facă ordine și să oprească hoții care sugrumă Moldova. Vreți să dați jos guvernul, sperând că așa vă veți salva. Poate veți răsufla ușurat o vreme, dar fiecare primește justiția pe care o merită. Unii plătesc păcatele repede, alții fug, dar mai devreme sau mai târziu, toți răspund pentru faptul că își bat joc de un popor întreg. Poporul nu uită. În iunie, pe întuneric, unii dintre voi, înfricoșați să treacă strada de la președinție la parlament, au decis în ultima clipă să îi se opună lui Plahotniuc. Astăzi, pe lumină și în democrație, ați prins curaj și ați întors spatele poporului. Astăzi, poporul a înțeles.
Plahotniuc nu era singurul vinovat. De vină au fost toți cei care l-au urmat. Moldova nu a căzut și nu va cădea. Va cădea dacă asta veți decide un guvern al poporului. Am ajuns la un moment de răscruce în istoria țării noastre. Am văzut cum prin curaj se poate câștiga libertatea. Cum demnitatea unui popor poate face cel mai puternic zid să cadă. Cum rezistența poate fi dărâmată, poate dărâma un regim plin de teroare. Vă mulțumim, doamna prim-ministru, am auzit discursul dumneavoastră, am înțeles. 10 secunde, eu deja două ori am conectat secundomerul. Am înțeles foarte bine cine și ce reprezintă. Refuzăm să fim părtași într-un joc în care noi încercăm să stabilim reguli clare și previzibile, iar partenerii de coaliție le folosesc pentru a captura o instituție de stat sau alta. Astăzi a devenit clar și sper că votul dumneavoastră să demonstreze că nu am dreptate. Că lupta se duce între cei doi, între cei care vor să controleze instituțiile, justiția și procuratura, pentru a se îmbogăți ilicit prin scheme și șmecherii, ținând Moldova în sărăcie și deznădejde. Și cei care luptă pentru instituții, pentru justiție și procuratură libere și corecte, care ar servi drept temelie pentru creștere economică, atragere de investiție, crearea unei societăți libere și prospere. Astăzi aveți de luat o decizie pentru care o să răspundeți în fața propriilor alegători și în fața cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumim, doamna prim-ministru. Eu am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră și mă gândeam la un singur lucru. Dar cine oare a declanșat această criză? Ce am dreptul, președintele Parlamentului? Cine oare a declanșat această criză? De ce, stimați colegi, vă rog să vă calmați, dumneavoastră, cei care suntem aici, încă nu suntem tot poporul, inclusiv cei care sunt în guvernul Republicii Moldova. Și eu cred că nici pe departe nu au dreptul de plin să vorbească în numele poporului Republicii Moldova. Stimați colegi, în continuare, eu supun votului, așa cum este prevăzut de regulament, moțiune de cenzură împotriva guvernului înregistrată în Parlament sub numărul 256 din 8 noiembrie 2019. Cine este pentru, rog să votați. Număratorii, vă rog să dați rezultatele votării. Sectorul 1, 27. 27. Sectorul 2. 36. 36. Sectorul 3. Sectorul 3, 0. Stimați colegi, în rezultatul votului, cu 63 de voturi, moțiunea de cenzură este adoptată. Mulțumesc, ședința este închisă. Despre următoarea ședință vă anunțăm suplimentar.